Îmi place aici, simt artisticăria în, în orice, uite, în frunză, în iarbă, în, în ziduri, în, se simte, se aude, nu, nu se aude el, asta mă miră. Bine v-am găsit, doamne și domnilor, suntem la... Băi, se înregistrează? Mă l-auzeam eu pe holurile facultății când făcea el toate alea, știi? Mai sunt câteva bilete la spectacolele noastre de pe 24, 25 și 26 noiembrie la Sala Palatului. Până una alta ne bucurăm de prezentatorul de la Robingo, este aici, de Aqua Carpatica Flavor. Ne bucurăm de vinul de la Domeniile Cuza, pe care astăzi îl voi bea cu invitatul meu. El preferă rosé, este comedian. Bă, și oriunde s-auzea, știi, mergeam pe hol așa și erau holurile alea goale și la unde s-auzea. My way. Zic, mamă, ăsta e Brenciu. Alo, Brenciu, de ce faci? Perfect, corect, corect. Uh-huh. Stai că aici e cu de-astea. Cu... Mă simt așa ca la o academie foarte... Ah, să fim... hai să fim artiști. Hei, e foarte frumos. Și e foarte așa, știi, adică e artistică rai. Hai sus piciorul! Hai sus piciorul! Ah, mulțumesc. Și cum, când oamenii ăștia care termină aici la Academie, cursuri, cum zic, și mulțumesc Academiei, nu? La premiile, mulțumesc Academiei Horia Brenciu, care mi-a călăuzit pașii și care... Mă, fapt, for... Nu mai vreți nimic. Acum vreau să fac o pauză, că înainte să intru, vreau să spun că acolo ai baie în casă. Nu-i problemă, o singură dată. Azi, ca să... Horia! Horia! Hai, 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 hai! Mamă, da! Nu, nu! Ba da! Nu! Ba da! Capitul meu și spune-mi tu! Dai, că așa eram, dai, că... Dă-i, dă-i! Așa, așa, așa! Hai! Asta-i locul tău! Da, nu, nu, asta-i locul tău, asta-i locul tău! Hai! Hai! Pus casca aici! Și! Și! Ăsta așa stai jos, trebuie să se face așa, așa, și ăștia... E prea... Mai ăsta! Ăsta! Nu, no, e greu, e. Nu era de la cu... Ăla, ăla. Ăsta e unul pentru mulțumesc. Tine, unul pentru mine. Hai și... Stai că sunt cel să te... Să fie pe... Băi, mă cred că nu mai știu, nu mai știu, nu le mai știu. Nu le mai știi? Nu le mai știu. Astăzi e ziua iertării. Azi sunt fericit. Astăzi este ziua iertării. De ce? 1, 2, 3 și... Trageți microfonul, vezi că așa. Uite-l. Ia. Astea-s noile microfoane. Da. Oh. Sus, jos, sus, jos, față. Foarte, foarte. Asta ar trebui să fie o chestie, știi, să-i pui sigur, un număr de ăsta. Dacă mă enervezi, să... mă ridic la tine. Ai înțeles? Dacă da. E bine, și... mă ridic la tine. Salut și să pleci, să te duci. E foarte bine. E foarte bine. Ce, vrei să cântăm asta? Nu eu, istoria. Adică eu? Tu. Eu? Tu ești istorie. Sunt istorie? Și ți-ar capul. Da? Ia. Azi. Azi sunt fericit. Băine! Ai și ăla? Nu, nu, trebuie. Ăla e. Băi, armeanul ăla. Nu pot să zic aici, o să zic în pauză ce comentam noi că spunea armeanul ăla. Nu vrei să știi. Nu pot să zic aici. Nu pot să zic aici. Zicea ceva așa, da? La un moment dat am avut, era o formula extinsă cu zero. Cu băieții de la zero, trupa zero. Da, da, zero, da, știu. Nu vrei să știi cu Oxy și toate ce ieșeau pe acolo când tot timpul Oxy se întorcea spre mine și spunea niște cuvinte pe care nu pot să le deci, reproduc acum. Deci, o continuare, lasă-mi fericit. Azi, hai. Azi sunt fericit. Bravo! Sună 80 așa. Știu că sunt iubit. De mâine totul se va schimba. Ai apărut tu în viața mea. Hai că le știu. Noaptea n-am dormit. Numai la tine m-am gândit. Dar a mai fost ceva. Era petrecere deasupra mea. Gașca mea nu poate să stea liniștită. Liniștită. Nici o clipă. Hai și tu dacă
dacă simți așa, vino în gașca mea. Mamă, extraordinar, doamnelor și domnilor, Horia Brânciu! Doamnelor și domnilor, există un unic star pe suprafața pământului. Starletele americane toate vor să aibă strălucirea lui. Dan. Badea Dan. Mulțumesc pentru intro. E superb asta. Dar ce era? Nu era de la un... Ba da, era de la... Ceva, un cer dau, ceva. Golden State, 99-4. L-ai invidiat pe Ricky Dan că prezenta? A fost o dată, a fost o perioadă în anii 90. Da. Băi, senzațional. Golden State, aș vrea să fiu acolo. Cred că de foarte puține ori în viața mea, în afară de tine... ca stand-upper. Aș vrea să fiu acolo, așa m-am gândit. Ricky Dandel. Ricky Dandel. Right now, ladies and gentlemen, right here on the stage tonight, on Golden State. Golden State. Mie mi s-a părut too soon pentru România. Era prea devreme să vină cu accentul ăla. A fost un pic, dar de-aia l-am și reținut. Da, era unic. Știu. Ricky Dandel. Ricky Dandel. Ricky Dandel. Iar mai Sala Palatului. Haide, mă. De ce? Ce e asta? Dar nu sunt singur. E noiembrie, foarte. 24-25. La tine e octombrie. La mine e 5 octombrie, uite, acum. Acum. E chiar joia viitoare. Adică, joia asta care vine. Joia care vine, joia că care... luni... Noi suntem luni. Voi nu știți, dar noi suntem călători în timp. Noi facem cumva. Luni, dar... și joi. Acum, exact. Nu, dar noi tragem cândva și se difuzează luni, ne purtăm ca și cum e luni. Să ne semnalați, estimați cumpărători de bilete la spectacolul de la Sala Palatului al lui Dan Badea. Câți dintre voi doresc gașca mea? Pentru că, stai, poate nu înțeleg unii. Eu am cântat piesa asta și am pregătit-o la început pentru că tu ai participat la crearea versurilor. Nu, eu le-am scris pe toate. În sensul că asta este toată poezia mea, toată ea mea, tot. Și vă zic și o poveste, dacă vreți. Ei prima oară au făcut această variantă, au făcut o variantă în care refrenul era na-na-na. Na-na-na, ce să cânte la concert. A zis, bă, vrem ceva simplu să fie na-na-na-na-na-na-na. Care a rămas pe urmă în piesă. Și știi că înainte se duceau oamenii cu piesele, se duceau, făceau un tur de radio, se duceau la-la-la-la-la. Să le testeze? Să le testeze și să-și dea cu părerea. Bă, și toți au zis, eu le-am zis, bă, trebuie refren, bă, trebuie refren, bă, trebuie refren. Numai că vreau de asta cu na-na-na să fie simplu. Bine, 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 bine. Și au venit în sfârșit la un moment dat convinși la studio, la MOF, nu știu cum ai știut tu acolo, cu Moga, cu toată lumea. Și au zis, bă, facem un refren. Cum adică facem un refren? Mi-a zis, du-te și fă un refren, te rog frumos. Bă, când v-am zis, Te duceai în cămară și făceai refren? Nu cămară, că aveam niște birouri acolo, multe, aveam foarte multe camere și m-am dus într-o cameră, am luat așa și zic, strofele erau făcute, strofele erau deja, știi? Era frustrarea unui om că deasupra căruia se întâmplă o petrecere. Da, și am stat, m-am gândit și la un moment dat a intrat Miță și zic, bă, ce fac cu refrenul ăsta? Că nu mai pot, adică era într-un sens, într-un film, într-o chestie, ce, nu știu, am multe idei. Și am zis, mă, ceva cu gașca noastră, cu ce? Și am stat și s-a născut treaba asta, l-am scris asta, gașca mea nu poate să stea liniștită nicio clipă, hai și tu dacă simți așa, vină în gașca mea. M-am dus, le-am pus, uite așa, foaia pe aia și am zis, eu altul nu mai scriu. Atâta. Eu altul nu mai fac variante, nu mai. Dacă îl vreți pe ăsta bine, dacă nu, gata. Deci, acum, eu știam că ai participat la versuri, dar să le faci pe tot. Dar am făcut albume întregi. Din păcate, pentru oameni nepotriviți, dar au rămas. Nu știu dacă știi tu. Unii potriviți, mi-a plăcut foarte mult să muncesc cu Bobiță, cu Bobby Stoica. Am făcut un album întreg Body and Soul, un album întreg Evrica, dacă nu chiar două albume Body and Soul, Super Femei. Nu sunt te referi la bărbații care sunt aici? Așa, iertă. Deci, de ce nu mai dau bărbații cu pumnul în masă? Le sare oja. Asta e vremurile în care trăim, din păcate, n-ai ce să faci. Am făcut Super Femei și mai era stai așa, că mai era Super Femei și... Iartă-mă, de eu sunt încă marcat pentru știrea asta, iartă-mă. Am făcut eu tot textul ăsta? Deci, nu mă credeai în stare. Băi, cuvintele astea 30 câte sunt aici, tu mă... Fii atent aici. Tu, Brutus. Vreau să te felicit. Retroactiv. Mulțumesc. S-a întâmplat asta în anul 2000.
Și ceva. Și ceva, nu știu, 2004 cred. Deci vreau să te felicit retroactiv. Datorită acestei piese, eu am început înainte să-mi fac orchestră serioasă, eram cu microfonul în mână, așa, la anumite corporate-uri, da. Și asta era o piesă de bază, pentru că de fiecare dată eu implicam publicul, dar corect, fără să-mi dau seama, mă se profila viitorul om care... Tu atunci prezentai. Prezentam, făceam mixajul între prezentator și cântăreț și primele mele gesturi în sensul ăsta au fost niște eram animator. Corect, da. Adică MC, MC, animator e prea, animator. Nu, MC e prea puțin, animator e prea mult. Era un mixaj între animator, MC și cântăreț, okay. Înțelegi? Da. Eram printre ei, efectiv la propriu, da. Da, da. Și îmbiam, haide, cântați. Așa. Și îți trebuia un suport normal, sănătos, Gașca. Da. Gașca mea extraordinar. A rămas așa și acum vezi că s-a refăcut. Deci o cântă. Știi că acum e trendul ăsta să refacem piese din trecut. Te-ai gândit vreodată? Yeah. Fii atent ce spun. Yeah, te-ai gândit vreodată, yeah, acum, când Mihai este într-o parte. E pilot. E pilot, the pilot, yes. E acest Tom Cruise. La compania aia, nu vă zic numele, dar la voi companie. Interesați-vă cine e la manșă, că dacă el, acum, mai gândiți-vă, mă rog, așa. Când în partea cealaltă, Florin este... în Barcelona. E în Barcelona. Definitiv? Da. Să mor tu. Da, mai vine așa foarte rar. Acum, și Nico este în Nico Los Angeles. În LA. E, poftim. Și ăla face, uite așa, cu prin aer, el nu poate să stea într-un loc. Fie de aici. Așa. Fie de aici. Să o idee senzațională. Să se refacă treaba. Tu poți reface treaba. Eu? Cum? Băi! La sala palatului să nu... să-i chem eu la stand-up și de fapt să fie concert aniversar IQ? Le dă-mă țin sala palatului la o parte. Gândește-te. Tu ești singurul care poate să refacă această trupă. Atenție! Cu elemente noi sau cu elemente care vor conveni să revină. Depinde de tine. Dar aceste melodii nu se mai cântă. Nu mai cântă nimeni în țară. Le cântă, dar... la toate nunțile, la toate evenimentele, nu cântă original. Băi, textierul cântă? Da. Bă, nu cântă, mă! S-a reunit Asia, s-au reunit trei studenți, s-au reunit toți, nu? Adică Badi and Soul cred că s-au reunit, adică știi, înțelegi? Și atunci, da. Dan Badea, păi, alias DJ Staru, așa, să nu facă poate ce? Să bată cu pumnul să-i cadă oja și să zică I want you back? Asta e alt cântec. Ar fi o treabă. Băi, ei s-au mai gândit, ne-am mai vorbit așa în glumă. Hai mă, nu știu ce. Nu e glumă. Nu e glumă. Nu e glumă, dar știi, cum zic, sunt două trupe în România care dacă se pun cap la cap și se lasă orgolile la o parte, așa, fac un boom. Una, Haikyuu, și a doua... Nu e de orgolii. E vorba de... s-au schimbat destine acolo. Nimic? Ce destine? Păi, Nico nu cred că mai vrea să vină. Nico nu. Nico nu. Da, Nico. Nikos Kazantzakis. O conving eu. Răpirea din stare. Ce? Vine încoace, cântă, așa, pleacă acolo. Nicio problemă. Da. Ea acum e psihologă. Da. Este, lucrează la foarte... master, cu știi că am văzut-o la... cu câteva săptămâni în urmă. I-am făcut o surpriză. Iată surpriza. Nici o clipă. Hai și tu dacă simți așa, vino-n gașca mea. Și încă o dată, gașca mea nu poate să stea liniștită. Nici o clipă. Hai și tu dacă simți așa, vino-n gașca mea. I got it. Here I am, rock your locker hurricane. Stai că plecăm și mai venim peste 3 zile. Iubita mea. M-am dus cu Alice, da. M-am dus cu Alice la acasă, fără să știe, și am bătut în ușă. Mă, bine că nu erai în Texas. Că... Nu. Da, corect, bravo. Acolo. Vedea cineva cu gun afară. Așa. Mă, că nu ia să plecăm, îi zic la nevastă mea. Hai mă, mai stăm. Nevastă-mea până... Și la un moment dat, aud o fâșnitură în stânga mea. Pac, mă întorc, iară pe balcon. A făcut așa. Da. Câteva știri.
Doamnelor și domnilor, nu uitați, bine ați venit la rubrica noastră de știri, pe care nu anticipam deloc și pe care o spun astăzi pentru prima dată. Cu câteva zile în urmă, Ana Banigiu s-a căsătorit cu Edi Covaci. Cu alte cuvinte, ar zice DJ Starul, alias Alien, ar zice fata lui Andri Popa s-a căsătorit cu un Covaci. Trei lucruri cauza cărora nu merge România. Haikyuu nu s-a reunit, da. Talisman nu s-a reunit, da. Și Phoenix nu s-a reunit. Da. Dar până în alta, îi dorim sănătate Anei Baniciu, da, o iubim. Și casă de piatră. Și casă de piatră și sănătate Mircea Baniciu, să ai un ginere sănătos, pe nume Covaci. Da. Asta e ponta. Dar nu e fiul, asta era. Nu, asta era, asta era culmea, era ca un fel de Romeo și Julieta, capuleții cu... Asta ar trebui să faci tu. Da. Asta e un subiect de stand-up. Mă gândesc, da. Iartă-mă, familia Baniciu să mă iertă, dar iată, tocmai a devenit un studiu. Este cu Covaci. Perfect. Da, am înțeles. A doua știre. Yeah. Cristian Crețu. Chitaristul orchestrei mele și cel care, pe care îl vedeați aici de foarte multe ori, ei bine, a cerut-o în căsătorie pe iubita lui cu care stătea de an bun de zile, de vreo 350 de ani de zile. Ei bine, ieri, iată imaginele! Fii atent cum e soarele așa și să faceți voi din față, da? Așa. Ok. Hai, e ok acum. Pentru iubita mea, care nu-i fac subasele. Au! În genunchi dau pe deștri! Soția mea? Zi frază! Vrei să fii? Vrei să fii soția mea? Vreau să fiu soția ta. Cine aduce inelul din zon? Iată că dacă nu-i măsura aia, iau eu. Acolo când îngerii dorm. Să se pupe Miri! Acum mai unde strandafirii? Ce bun ești! Pardon, strandafirii, stai aici. Și până pe 5 octombrie mai sunt puține bilete la Sala Palatului. DJ, starul, Dan Badea, comediantul, actorul, cântărețul, textierul, Rău Veganul, da? Vă așteaptă să cumpărați bilete și nu uitați, asta e important, și la noi mai sunt puține bilete în noiembrie 24, 25, 26. Până atunci, dați-mi voie să vă spun că am cea mai tare introducere din lume. Trecem partea aia cu sunetele. Nu le da, atenție. Stai. Ești pregătit pentru cea mai tare prezentare pe care ți-a făcut-o cineva vreodată? Nu cred că sunt pregătit, dar de-abia aștept. Atenție. Îți spun, când e corect, atunci, după cuvântul corect, avem și efecte speciale. Nu pot să cred. Deci noi astăzi ne-am gândit, dacă nu râdem, atunci de ce să nu facem? De ce facem asta? Corect. Da. Yeah. S-a născut pe, în introducere muzicală. Asta seamănă cu ultima alarmă antiaeriană. Dar e bun așa asta. S-a născut pe 23 iulie 1976. A copilărit în cartierul Tineretului. Iar mama lui îl băga din când în când în mașina de spălat Alba Lux să-l spele. Corect? Corect. Corect, am zis. Și cu sunet. Sus piciorul, nașule! Asta ai pe ăla? Ai pe ăla? Da, extraordinar. Atenție! Mergem mai departe cu prezentarea. Yeah. Dan Badea on the line. Îmi place aia cu când sunteți voi stand-up-ării, când faceți rost. Dan Badea aici. Da. Dar ceilalți 10, asta e o chestie. Sunteți ca Denis Rifai. Mm. Deci, Dan Badea aici, ăia 10 dinainte au zis de mai multe ori că Dan Badea aici. Corect. Dar la fel face introducere. Și Denis Rifai face așa. Aș vrea să vă întreb de unde aveți casca. Iar acum întrebarea. De unde aveți casca? Și păi nu, băga altă întrebare. Dar nu contează, asta e viața. Selea Romanii.
În liceu nu i-a plăcut chimia, iar mate fizica nu s-a prins deloc de el, dar a compensat devenind coordonator la echipa de basket a liceului. Corect? Corect! Sus piciorul, nașule! Să băgăm alta. Yeah. Fost prezentator, ai umor și ex-jurat la Stand Up Revolution, protagonist la Stand Up Cafe și Comedy Central. Corect? Corect! Stand Up Cafe, ai uitat să zici de HBO, că toți suntem la... HBO Orchestra, sigur că... HBO. Zi-mă! Zi-mă, stai așa! Alta nouă, da? Yeah. Atenție! Ia. Yeah. Mama, uite cum ai chinuit. Dar de ce? Atenție. Dar de ce atâta? De ce? Păi, trebuie mai multe planete să se alinieze. Yeah. Atenție. A fost influențat de Seinfeld și este unicul stand-upper din România care a făcut poză cu Jackie Chan. Dan Badea. Da, adevărat. Corect? Da. Corect. 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 Hai generică! Hai generică! Da. Ce vreau să subliniez cu chestia asta cu generică? Clapale, adică ce ai spus că Dan a iubit și nu iubește în continuare? Cum să nu? Yeah. Te rog frumos! No, sunt bine de tot, foarte bine. Dar e bine că nu știam ce vine de acolo, ce poză. Mai ai? Sigur. Deci de acord cu toate informațiile? Da, corect. Corect că am făcut poză cu... Le-am luat din mai multe biblioteci, de la Heidelberg, una. Da. Am luat-o de la Academia Română. Da. Și în continuare... În Berceni, mai e o mică librărie în Berceni. Și în continuare, dragii mei, ăsta este vârful carierei tale. Ia. Yeah. Dragii mei... Ceva. A zis dragii mei. Nu, acum, stai, spune. Sunt atât de multe informații încât nu știu cum să le pun, iartă-mă. Stop. Cum rezistați, mă? Cum rezistați? Nu se poate, bă. Mai bagă mâna acolo de la... Nu! Sus piciorul, nașule! Dintr-o dată, lupii lui Calancea toți sunt, sau cum se numesc, toată lumea acolo, vezi? Într-o clapă. Bă, tehnologie, bă. Hai. Dragii mei, Dan Badea, este un om pe care cred că îl știți înainte de a deveni bestia plină de umor care este astăzi. Pentru că el s-a lansat ceva... cu adevărat. Aș fi simțit ceva. Datorită apariției... Yeah. Nu aia! Nu în nuntă! Apariției, doamnă și domnilor, Într-un clip! Nu, vă bune? Da! Iată, acesta este clipul! Hai, ia uite-l! Și vine el, pupă! Aninaru! Extraordinar! Uite! Aninaru, care... Știi că am fost la el în LA. I-am făcut o poză la scară și la apartament și am trimis-o. Nici până acum nu mi-a dat niciun răspuns. Mulțumesc, Eduard Aninaru, ești minunat. Ia. Este clipul cel mai irresponsabil pe care l-am făcut în viața mea și în același timp mă bucur că am prins un om care peste câteva zile are spectacol la Sala Palatului și se pregătește să intre în ăsta. Senzațional. Să-i dăm drumul. Hop, ia. Și asta. Doamne și domnilor, pentru că el a jucat în clipul Fac ce-mi spune inima, lansat cu 350 de ani în urmă, dați-mi voie să-l supun din nou chinurilor facerii acestei melodii. Textul acesta îți aparține, pentru că atunci când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune Badea. Când ești cu mine și mă simt bine, ce faci? Fac ce-mi spune inima. Nu, no, așa ușor, așa. Marea e albastră. Ești tu? Tu ești frumoasă. Asta îmi spune inima. Nu. Nu mă întreba. Tot ce îmi spune inima. Da, 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 da. E vina mea. Fac ce îmi spune inima. Atenție, și vine la refren. Astăzi este soare afară, e primăvară, fac ce-mi spune inima. Baby, când mă urc pe fereastră, lumea e a noastră, asta-mi spune inima. Nu mă întreba, da,
Atenție și go! Aruncă foile. Da, suntem la club, ce e asta? Am cântat și eu la Sala Palatului, dacă vrei să știi. Primul show pe care l-am făcut vreodată, 2019, un an extraordinar. Am zis să vin cu ceva special și am venit cu Tonic Band, toată, cu chiba la bas, cu saxofon, cu ceva, a fost ceva incredibil. Eu ți-am zis că eu cu versurile nu știu, bă, le uit, am o problemă, de asta nici nu m-am dus la tecunos de undeva, dar bă, mi-e greu cu versurile, bă, mi-au tot zis, hai cu Șeron, hai cu nu știu cine, hai să facem, mi-e greu, sigur, am înțeles că multă lume, pe prompter, pe alea, pe nu știu ce, te descurci, dar pot să duc, dar că și aici, uite, dacă puteți să vedeți la Sala Palatului, am avut o piesă care avem o obsesie, văd amândoi, cu luni, de luni se numește. O de luni? Nu. De luni? Cum sună? Dă chitară încoace. Ia. Dă puțin. E acordată? Dacă e acordată? Aici e totul. Așa îi spune de luni? Da, știu că e... Așa îi spune piesei de luni? De luni, da. De luni. Nu septembrie luni, dar de luni. Ia. Ia uite. Ce băiat. Gata de luni, mă duc la școală. Ce e, mi? Da, din micul lacul. Gata de luni, mă apuc de... Da, vezi și aici? Da. Gata de luni, n-ați băutura. De luni n-o să mai pută gura. Și uite așa se duc cam bun. De când o fac ceva de luni. Gata de luni, mă țin regim. De luni mă apuc și o să-l țin. Și tot așa, niște chestii, înțelegi? Aveam tot felul de astea, nu le știu nici acum, nu le-am știut nici atunci, este tot o piesă făcută de mine, dar ce am făcut că îi puneam pe oameni, am început eu cu chitară, am prezentat chitara, pentru că mi-am imaginat că sunt mulți copii în sală, copii adolescenți, și a trebuit, trebuie să le prezint, le-am zis că e un instrument, să nu se sperie, are coarde, o să înțeleagă, e mai târziu de ce e vorba, s-a fost bine și am zis, hai să nu facem de-alea, știi cum, am văzut la multe concerte, hei, ai cu luminițele de la telefon, nu, când vă recunoașteți? Când vă recunoașteți în ce zic eu, atunci nu vrei să știi ce s-a întâmplat la aia cu regimul, la alea cu aică de luni, nu știu ce. Ia și ridica mâna la tot ce mi-ai spus până acum. Păi asta zic, toată lumea era cu ele pe sus, că la toate era. Adică din prima clipă, că cum e, se numește melodia? De luni. Pac. Adică pentru mine nu e problemă. Dar da. Știam că, eu știu că în spectacolele tale, da, am fost informat, să înțelegă, I was informed, așa? Particip pe trecut, da. Am fost informat că tu cânti și din melodiile lui Ștefan. Da. Aia cu, da. Cu, aveam o glumă până să ne cunoaștem. Bine, nu ne-am cunoscut atât de intim încât să... Și că există muzica, da, înainte să ne cunoaștem și poantele de după cunoașterea, da, noastră. Da, adică, na, știi cum e. Vorbești de oameni așa în general. Absolut, absolut. De oameni. Nu ne-am cunoscut nici după aia, adică nu atât de intim în sensul ăsta, dacă poate se înțelege altceva. Așa. Că era vorba de... că stai, cum e aia să o faci în lată, că la început zice s-o face. Aia, dar era și cu versul de dinainte. Ți-am zis că cu versurile... Cu... Vezi? Aia zic. S-o facem lată, încă o dată, până mor, e rândul tău. Eu mi-imaginam că face sex și că... Stai, mă, cum e o piesa? Deci, cum... Refren nu știm, dar vezi? Strofa. Băi, era ceva de... Băi, da. Hai că... Da. Marisa, de unde știam piesa asta? Auzi, dar chiar, mă, tu cu cine cânti, mă? Asta da, dar ce o faci? Bă, prietenică, mentă, da, da, și era o premisă că... Și nu știu dacă o să era o, era o vorbă, pe primul, cei mai mică și mai mică decât de furnică este lubănică. Era o glumă, știi? Și atunci de aici s-a născut asta, știi? Că era acolo în ce și vedea că e mică ca de furnică, deși am înțeles că e foarte departe gluma asta de adevăr. Așa? E fix la capătul celălalt, dacă vezi. Da? Și zicea, păi, hai, s-o facem la atât și nu mergea încă o dată. E rândul tău, că se lăsa. Zice, hai, că poți să mai vină și altceva. Asta era gluma, știi? Dar am înțeles. Ce... Da, tu știi, în afară de melodia luni, pe care da, textul e al tău. Da. În rest, cu chitară, hai să-ți explic. Am avut profesor de chitară. Profesor așa, de chitară. Mă.
a la venit, școală? A venit, nu la școală. În tineretului? Particular. A venit acasă. În 90, mi-a luat taică-mi o chitară, am ținut-o nu știu câți ani și la un moment dat zis, bă, vrei să faci ceva? Da, a început să-mi placă rock un pic, nu știu, Metallica, nu știu ce. Și a venit prof de chitară, arăta ca solistul de la Led Zeppelin, jur, blond, așa nu ce. Plank. Și a zis, zice, hai să facem, să vedem. Și m-a pus să bat un ritm. A zis, ia. Am bătut și eu. Și m-a zis, ia. Am bătut și asta, a zis, apucă-te de tobe, ești foarte bine. Prima glumă, mi-a plăcut ce. Și m-a învățat fix astea pe care, uite, asta nu o să le uit, deci yeah. Restul nu știu. Deci m-a învățat yeah. Mi major. Corect. La major și ceva. Și deci orice s-a întâmplat pe lumea asta. Astea nu o să le uit niciodată. Și practic... Și mai e o chestie, că la chitară, măcar atâta, trebuie să ai un fel de, cum îi zici, nu șmanesc, aia la tobe. Degeaba. Pe mine mă enervau foarte mult. Deci în liceu eu cântam Timpuri Noi, de exemplu. Perfect. Și da, astea, nu știu. Nu mai știu acum. Oi, le place da, de... Dar nu mai știu că era... Nu mai știu. Aha, asta. Primul. Nu mai. Nu mai știu, nu mai, uite, vezi, n-am mai repetat de mult. Și pe urmă era, și ăștia din generația mea erau niște fete care cântau numai de alea. Hai, mamăle, și n-am gândit, bă, dar lăsați-mă cu lălăiturile. Intru în facultate, tu mai ții minte. Da. Cred că erai tu cred că erai cel mai vesel om din toată facultatea. Cântai tot pe popol, asta povesteam mai devreme. Tu, care erai un monstru pe vremea aia, adică deja prezentai-se de Robingo, erai cineva, dar ăștia care sunt elita, noi care intram la actorie, care da, zice, da, da. Hai, domne, mă lași cu Brânciu, hai că el cu televiziunea. Noi eram pe genul teatru, domne, Hamlet. Corect. Și e interzisă televiziunea actorilor. Da, pe vremea aia. Da. Așa era. Tu cântai pe hol, eu așa te auzeam. Da. Mergeam pe hol și se auzeam. Brânciule, da, nu știu ce. Foarte mișto. În schimb, la clasă toată lumea era cu astea, cu lălăiel de astea incredibile. Dar voi ați avut, adică v-a dat instrumente, haideți să vedem ce instrumente practicați? Nu. Pentru a vă ridica ștacheta artistică? Nu, mai cântam. Era Victor Vurtejanu, am fost cu el în clasă care cânta cu chitara mult mai bine decât mine, nu știu ce. Și... eu am venit cu niște tobe. Am făcut un examen de improvizație în anul întâi, în care am dat chitara lui. A cântat la chitară și am auzit niște tobe. Și ce ați cântat? Numai tâmpeni, era examen de vorbire. Adică era, pe genul, era o chestie, dacă mai țin minte, era... Făceam și-al... Păi, dar ce natural ești când cânti, mă? Iată-mă, că da. Eu, poate nu te-ai văzut până acum când dai la chitară, dar ești foarte natural. Și venea pe asta, prima piesă făcută cu, yeah. cu el. Era, îmi plăcea foarte mult Giovanotti pe vremea, știi? Da. Și am fost la mare cu Adriana Zaharia, imaginea era tare la fel și veselia. Da, mă zice, da, rădeacă, da, da, câte, da, 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 da. Am fost... E o întâmplare adevărată. Am fost la mare cu Adriana Zaharia, care era o colegă, cu Victor Vurtejanu. Scuze-mă, dar asta e o întâmplare adevărată? Era o piatră sub prelată. Jur. Deci ne-am dus la 2 mai și când m-am așezat pe prelată aia, n-aveam altceva. De 1 mai am fost la 2 mai. Ciudat, ne-am așezat pe prelată și am zis, băgame, și era o piatră sub prelată. Și am început să improvizez cu Victor și a ieșit asta. Și am făcut un dita mai cântecul care s-a dus. Sunt convins că peste câteva zile la sala Badului tu nu cânti asta. Nu. N-o când ai găsit ultima dată asta? Ani de zile, nu mă știu. Înțelegi ceva? Da, asta e greșeala. Da. Deci dacă eu mă entuziasmez la asta și eu, știu. Crede-mă, nu mă entuziasmez la... Dar nu sună ceva, mai ții minte, Giovanotti? Round around the corner! Nu, Giovanotti, mă. Giovanotti, nu... Nu, ca și text e acolo, ca și recitativ, așa. Lasă-mă să termin cu ce am făcut cu chitara în prima mea lecție. Deci am învățat cele două acorduri, da? Perfect. Și l-am rugat pentru că eram... pentru că eram foarte mare fan Metallica și nu știu, cum eram toți la 14 ani, eram toți. Erau ori rockeri, ori depeșeri. Erau cele două tabere și mai erau unii care au fost foarte speciali în vremea aia, care erau brosări, dacă mai țin. Bros. Era freza aia așa. Eu mai încerc să ți-o duc, dar... Nu, era așa pe mijloc. Nu, era bros. Erau tunși pe aici. Da, erau tunși pe aici și erau... Și ei n-au fost. Am reascultat acum două piese. When I'll be famous. Asta e. Nimic față de Depeche sau de Metal. Corect. Era mai soft, dar... Au prins, că au venit cu niște haine, că au venit cu freză, au avut partea lor. Și eu m-am dus în parc, am luat chitara și m-am dus în parc să cânt.
Să impresionezi lumea. Să impresionezi lumea. Bravo, bravo. Și le-am cântat. Atât. Și erau oamenii. Și? E nebun, am cântat începutul de la One și prost, dacă azi l-am învățat. Păi și ce mai e? Înțeleg, deci era... Era, știi, ei probabil obișnuiți, sunt ăia montanează, ăia care știu mii de piese. Și mai multe oamenii, acorduri. Mor pe oamenii, da, așa le învăț și eu, nu e problemă, știi, dar mor pe oamenii care știu... Mamă, fii atent, am cântat piesa asta cu 30 de ani, fii atent. Și știu cu tot, diminuat, cu nonă și... Și astea, dar mai ales versuri. Și azi, bă, bai când, odată am cântat, așa, îți zic, toate alea, nu știu. Că am văzut ce înseamnă, deci că m-am pregătit pentru Sala Palatului cu Tonic Band, zi de zi, în ultima săptămână cel puțin, am tot făcut... Dar ți-a prit pregătirea aia. Mi-a plăcut mult, am cântat, dar nici acum, dacă mă pui în momentul ăsta, cel mai mare stres, nu mai aveam stres de material, nu mai aveam stres de nimic, aveam stres că am intrat cu Let Me Entertain You, am venit așa în fața cortinei și am zis, hai să înceapă, și s-au deschis așa alea și... Bă, nici acum... Știu doar aia. Închid Scream. Ochii. Nu, degeaba. Scream, știu. Aia, ce zici? Nu mai știu. Scream. I'm a refugee of everything I used to be. Let me. Când mă vedeam la asta, eram o doamne, am scăpat. De acolo am știut că să fie. Gata, am scăpat de prima strofă. Pentru că te iubesc. Pentru că așa. La prima mea sala palat, o să pun asta aici. Da. Sper să nu cadă. Ce? Nu, o să, tacamine, o să cadă, va fi atracția universală. Deci, nu știu de ce mi-a venit. Am luat un microfon de la. Am luat un microfon din ăla așa. De la. Ai? De la. Da, lasă, l-am luat și se auzea bine, mi-a plăcut de el, da? Și am intrat să cânt Copacu, bă. Deci am găsit undeva pe YouTube, am găsit ăla, cum îi zice? Doamne și domnilor, bine ați venit la spectacolul unicului. Băi, fai chiar aici. Știi cum ești tu? Dacă mai țineți minte, Matrix era unul care avea chei pentru orice, știi? Deci era la favoritorul de chei. Ce? S-a uitat repede, hai. Ce ai zis, copacu? Adică nu le vede pe telefon sau aceea. Erau printate, bă, deja. Dar cum? De unde copacu până... De unde copacu? Pentru că eu te urmăresc, spuse Matrix 3, că 4 nu s-a mai turnat din greșeală. Doamnelor și domnilor, pentru prima dată... Nu vrei să-ți pauzi. Bine. Ba da, păi am, chiar îmi cânti. După ce am spui. Pentru prima dată, ca să vedeți cât e de serios și cât de mult ridică ștacheta, comediantul așa. Dan Badea, uitați-l acum cântând o melodie. Da, să vedem din ce, de unde. În grădina casei mele e copacul care îmi spune să fiu mândru cum e el, cum e el. Care îmi spune să-mi țin fruntea dreaptă tot mereu. Atenție! Fie ploaie, fie soare, fie nori, veșnic pe pământ.
nu m-am dus în... scuze, am ascultat, am băut un șpriț aseară. Pentru șprițul de aseară continuăm cu primul nostru fel. Chiar acum pregătit de iubita mea, pentru că cel care cântă e premiat aici. Pe bune? Pentru prima dată în viața lui, când vine la un podcast, Dan Badea... E și plătit. Primește prinosul... Oh my God! Oh, mamă, ce asta e bine mea. Saganaki cu creveți. Saganaki. Saganaki cu creveți. Păi și cum mâncăm peste... Fii atent. Mulțumim. Mulțumim, fii atent. Yeah. Băi, dar cum se mănâncă asta? Păi asta e că dacă creveții, dacă nu-s decorticati... A, uite că se desprind ușor. Dai luăm cu... Saganaki. Acum să facem de la ASMR, știi? Saganaki. Oh, cu creveți. E, ăsta mi-am amintește copilăria, așa făcea bunica mea. Saganaki cu creveți la noi, acolo, spre Giurgiu, la Călugăreni. E tradițional. Saganaki. Mai să te cred. Ai văzut? Și farfurii. Farfurii să punem capetele. Să știi că într-o emisiune... Ca să nu... Trebuie să-mi pun capetele la crevete. Ai zis capetele. Ne scuzați, copii. Noi ne știm de mult. Da. Vreau să-ți spun un singur lucru. Te rog. Faptul că mă bucur foarte mult că ești aici. M-am gândit să te surprind cu un saganaki. Am citit pe fața ta surprinderea. Acum scot capetele. Și eu la fel. Așa, bravo. Pentru că dacă scoatem capetele, rămân creveții jos. Va fi mult mai ușor. Va fi o sărbătoare. Bă, uite, mergeam la UNICEF. Asta, noi în timp ce... Hai să povestim în timp ce scoatem capetele la saganaki. Mergeam la Palatul Pionierilor, care era lângă mine, eu crescând în tineretului. Erau multe cluburi de tot felul. Am fost la de la Delipeam tot felul de circuite și alte chestii. Adică am fost prin multe. La aeromodele, am fost la de toate. Aeromodele, electronică, nu știu ce. Dar s-a lipit de mine clubul UNICEF, unde învățam engleză și doamna ne punea vinil cu compact. Nu cred. Da. Nu cred așa ceva. Da, formidabil. Va fi o sărbătoare. Cum o cheamă, da? Nu mai știu. Și ai nevoie de un prieten. Un timbru extraordinar al unui domn. Niște piese foarte drăguțe, mă. Adică erau niște super cantabile, versuri frumoase, prietenești. Era foarte greu pe vremea aia. Acum că na, tot vorbim de versuri și asta. Era foarte greu pe vremea aia să faci, vorbim de până în 90, să faci ceva... Care să nu fi interpretat greșit. Neinterpretat, era cenzură, era pe mama, mă, era foarte cum cântau, uite, oameni, despre copaci, despre frunze, despre orice, pe urmă veneau aia, dar să nu, păi a zis frunza, nu știu cum, dar frunza aia, aolă, cred că era ceva era foarte, un foarte greu, un chin, extraordinar, de nu puteau să cânte... Dădeai piesa? Tu mănânci cu o poftă, dar se vede pe noi că suntem... Nu, dar tu ai ștăbit rău de tot, să știi. Ce s-a întâmplat? Cum rău? De tot, adică... Am slăbit bine. Ai slăbit bine, dar ești fit. Mm-hmm, fit for success. Yeah. Vreau să-ți spun că... Foarte bună asta, să luăm pentru masă. Foarte bună asta, chiar foarte bună asta. Să luăm asta de aici. Nu, să știi că mănânc după Alien. Ce... Doar nu vreau să arăt. Vreau neapărat să spun că ți-am pregătit așa. Te rog. Ți-am pregătit un vin roze. Minunat. Și... Bă, da... Da, te ascult. Eu mai vin, că... Vin, mai vin. Vin de la... Asta e la când ești tu Cuza, da. Am înțeles. Domeniile Cuza. De ce ești de serios? Așa crezi că era Cuza atât de serios? Mai ales că e vorba de vin. Crezi că era atât de serios el la... El moldovean. Nu, el nu era moldovean, atenție. Nu cred că era serios. Era un tip zâmbăreț. Bă, iartă-mă, eu nu pot să pun paharul pe chestia. Eu nu pot să mă iertați. Este sacrilege. Nu se poate. Dăm unul cu ceva, dăm cu... Sigur că da, poftim. Dăm cu 3 sudest, nu, să nu vă supărați. Uite-l. Ia. Asta ia. Da, ia. Că... Mai bine așa. Mai la bine. Mulți ani! La mulți ani. Oh, he's a jolly good fellow. Auzi, vezi că eu fac... vezi că eu fac brother shot cu microfonul. Mamă, și după saganaki e foarte bun. Fii atent aici. Și acum mă uit la tine și ai o cameră pe prim plan. Am și eu un vin, am mâncat ceva. Când știu ce da, mă, ce vrei să scrii? Ia băgă vinul, apasă pe la răpsele. Yeah.
Zi-mă! Păi bune acum, adică na, am cântat, am vorbit, uite, am un vin, am mâncat ceva. Hai mă, fă-mi așa un... Da mă, ce să-ți cânt? Ce ai pregătit tu pentru sala 4? Că după aia zic ce am pregătit și eu. Bună seara, domnilor și domnilor, bine ați venit la un podcast în care invitatul mi-a cerut să cânt ceva. Ceva de inimă albaseteră, pentru că el stă acum ca la fereastră. Dan Badea e prințișor. Oh, ce frumos. Râs și râs până toate te dor, după morgă. De ce că e la el face la palat. Stand-up de stradă. Și o să râdeți mult și bine. Și o să luați și vitamine. De-aici. Și creveți nu veți mânca. Pe Badeal veți aplauda. Noi măi. Mulțumesc. Mulțumesc. Băi, ce, bă, mulțumesc. Sper că n-am fost așa patronizing că ți-a zis. De când am auzit că tu ai făcut versurile de la gașca mea, așa. Deja acum, creierii mei, cam mai mulți, s-au unit, fac ședință. Pe versuri, pe astea, pe... Dragi neuroni, vă atrag atenția că suntem într-o pasă proastă. Vreau productivitate. Versuri de calitate care câteodată te dau pe spate. Unde te uiți după ei? Cercopextul. Cercopitextul. Da, mare. Da. Uniți-vă amândoi și haideți să lucrăm. Așa? Unita! Doi neuroni. Unita! Dați-vă mâna și... Hai! Hai, toată lumea. Bă, ce bine, bă, să ai cumpe. Bă, vreau să... Nu ți-ascund faptul. Următorul show, nu ăsta. Următorul vreau să fac neapărat... Da, să nu mai stau cu chitară așa, că mă zăpăcește. Să vină un om priceput, care poate n-are în datele alea sala Palatului sau alte evenimente cu așa, să vină un domn priceput care e funny și care e așa și să facem o ceva. Mă gândesc de mult la treaba asta, nu găsesc domnul. Spunem ce vrei să cânti. Vezi tu că toate discuțiile noastre și toate gândurile tale de până acum, da, gravid, au fost manifestate în jurul muzicii. Spune ce trebuie să cânti. Yeah. Că să știm loc în scena mea. Dar tu așa ești. Cum? Tu ești pofticios. Sunt. Am fost și voi rămâne. De deci ce? Fii atent. Când eram mic, fiți atenți aici, imaginați-vă următorul lucru. Când eram mic, Dan Badea-l meu, când trecea cu mama lui de mână, pe lângă o vitrină și vedea ceva, urga frumos, mami, ce eu vreau aia? Dar el avea o față senzațională prin care o ruga chestia asta. Probabil că făceam o față de asta de pus în buță și... Dar să știi că am fost foarte, cum îl văd și pe film acum, că este foarte... Greu să nu accepți provocarea copilului. Nu, una la mână, dar e foarte rezonabil. Adică, că îi spuneam lui maică, unde mă pune acolo, rămâneam și mai era o treabă că dacă îi ziceam, dacă se poate la salariu, adică nu eram bogeam, acum vreau să știi, dar... Dacă se poate la salariu, îmi cumperi și mie acea bicicletă frumoasă, semicursieră automată cu bec prin față. Și mai eram și grăsus, dai seama ce fățucă. Vreau seară cu cine semăn, dacă am timp. Te rog. Imediat după sala Palatului o să plec la... Sau mai bine îți trimit poza, dar vreau dar să te surprind. Arată-mi acum și trimite-mă, să o vadă și spectatorii. După 5 octombrie, după sala Palatului, imediat, a doua zi, mă duc la Tel Aviv cu soția, într-o vacanță de 4 nopți, să văd un concert. Anul ăsta am fost pentru ea. Eu nu sunt mare fan, dar să știi că a fost foarte șmecher concertul ăsta. Am fost la Beyoncé, la Bruxelles, unde m-a spart. Ce a putut să facă doamna asta? Îi zic, doamnă, că are o prestanță. E doamnă, e doamnă. Nu mai e. Și a dansat, a făcut adresa, nu știu ce, nu știu cum. Doamne și domnilor, reîntors de la concertul lui Beyoncé, Dan Badea vă pregătește acum un moment senzațional. Intervenția lui se numește All the Single Ladies. Exact, asta mi-era teamă. All the Single Ladies, 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 All the Single Ladies. Okay, mult, dar All the Single Ladies, All the... Put your hands up, up, up in the sky, that, that, that. Și aici, nu știu dacă ai văzut pe internet... Ce s-a întâmplat? E așa.
All the single ladies, cu toată asta, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, put your hands up, all the single ladies, nu știu, acolo. 7 textiri și producători și nu știu, și nu știu cum. Și până vine Bohemian Rhapsody, text, muzică, cu tare, Freddie Mercury. Compară și după aceea vine poți... gașca mea, text, Adică poți să compari așa ceva. Tu mă știi din facultate. De atunci mă dădeai pe spate. Iartă-mă, de când ai venit aici, parcă am mai multă inspirație la... Hai, e adevărat că folosesc același versuri, de asta e viața. Mai, același rime. Gata. Deci, uite la ce concert mă duc eu și uite-mă pe mine la terminarea facultății. Dă-te-n până, mecă. Nu seamănă? Sunt eu nebun? Un pic? De azi înainte, dragii mei, Dan Badea pălește. Staru, dispară. Bruno Mars. Apară. Bruno Mars. Hai mă, că e... Din păcate, mă duc să-i ce arăt... Ce piesă știi tu de la Bruno Mars? Leave the door open, dar nu știu. Știu doar... I'm the door open. Mama, este... Superbă piesă, alta. M-a spart. Ce? Tu, fiind, dacă tu nu știi piese de la el, ai încurcat-o. Cum? Uptown Funk, dar nu știu, nu știu versuri. Nu știu, up sunt mare funk rap. Uptown Funk rap. Dar nu e. Nu, nu. Uptown Funk al lui. Da, mă. Dar e finalul. A, e. Da, nu știu versul, o să cânt acolo probabil. Ce să cânt? Păi asta, păi ce să cânt acolo? Fii atent ce m-a învățat o prietenă. Vrei să zic cea mai tare chestie și mă scoate din multe chestii. Când nu știi versuri, ești la o dată la o. Așa? Nu tu. Că tu trebuie să le știi că eu, le cânti. Eu știu de la, când de la ești YouTube. La discotecă, așa? Când ești la discotecă, trebuie să zici constant 13-14, 13-14 și bă, ceva nimerești pe acolo, niște silabe. Și toată lumea... Pare că știu ce stai, 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 tu ești dansator într-o discotecă, într-o... Nu, mă, nu știi când îți vine să cânti și toată lumea cântă la un concert, la o disco, la și ceva. Tu... Și tu zici... Dar știi... Știi, asta mi-aduce aminte de mine. Și de asta te pun în gardă, că nu e o glumă asta. Ce, că nu o să știu versurile. Am fost la dar Roma. Nu mă urcă pe scenă pe mine, omule, nu. Băi, o să mă... tocmai ești fan, da. Parcă tu semănai cu mine în tinerețe, nu vrei să știi. Ești fan, da. Da. În stânga și în dreapta ta, în față și în spate, toată lumea știe versurile. Brusc, știi cum o să te simți? Păi, ce caut eu aici? Așa? Unde ți-a întâmplat asta? Exact. La Marc Anthony. Bine, da. Și mi-o via stora iar rolion. Ăștia din în jurul meu la Roma, toată comunitatea latino, îi știa fiecare virgulă, iar eu mă așteptam la melodiile mele englezești. Bravo. Dar el pentru că știe foarte bine că e comunitatea corect. Acolo, a băgat spaniol all the way. Și atunci eu ce fac acolo? Păi da, ai o scuză. Nu, uite, n-am o scuză. N-am o scuză pentru că m-a făcut așa mic. Era atât de... Tu asta e Marc Anthony? Nu. Vezi? E Bruno Mars. Mai zic. Na, 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 na. Ești cu na-na-na, ești cap cu viață. Da, așa le știu. Refren. Na, 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 na. Oh, oh, oh. Asta că știu. Altă. Billionaire. Da, mă, okay. Nu, dacă, da, mă mai lua repede. Acum, dacă le știu pe toate. Băi, fii atât de aici. Versace on the floor, leave your leave the door open. Da. Pe urmă, mai are astea antrenante, nu știu ce. Are, nu știu, mie mi se pare, din ce am văzut eu în concerte și de astea, nu știu de ce am senzația că tu dai niște, tu aveai obiceiul ăsta. Ia de lângă ce, că tu ai să, o să dai niște semestruri. Nu, niște nu. Vrei să... Nu, dar... Ah, nut. Ah, nu tu, nu, Dan Negru făcea asta. Făcea, oh, ce model e ăsta? Ce model de telefon e? Și începea și dădea semestruri și până te suna lumea, sau apeluri. Ciu. Nu cred. Și până ți-l dădea înapoi și până te suna lumea. Da. Zic, da ce? Păi tu m-ai sunat. Ești prost? Tu m-ai sunat. Nu, ești tu prost că m-ai sunat, mi-ai dat bip. Ce ai, mă? Și asta cu vreo 10 oameni, înțelegi? Și el era așa. Da, știu, le știu așa, dar nu știu, le pun tot timpul la petreceri. Am văzut, cum să zic eu, mi se pare că este cel mai apropiat, deși eu n-am fost în vremea aia atât de mare fan, dar înțeleg ce fenomen a fost, e cel mai apropiat de Michael, el. Dansează, cântă, face o combinație între el cu Prince, cu... Știu, da, mai aproape decât să Weekend. Să știi că l-ai... Zic că The Weekend ar fi, ignorat, dar... Ignorat pe regele. Salam? Nu. Care rege, mă? Nu, mă, stai așa să arăt eu ce rege. Ce mai scos? Ăsta este Bruno Mars. Păi da. Nu e puțin Michael Jackson, e puțin dar Ray, este, dar ăsta este. Este. Ăsta e el. Da.
Da. Este foarte adevărat. Și are un moment, dacă nu chiar mai multe, în care rupe cu drag. Ai văzut? Uite frizura, vezi? Da, da. Yes, yes. So good. I got it, you. Da. Corect. Vreau să zic că e o combinație de Michael Jackson cu mai mult James Brown. Ți-l las aici James să-l Brown. Vezi mulțumesc. La frizură dacă... E foarte bun. Cântă, dansează, face... Iartă-mă, în fața mea există... Îți mai zic o singură chestie. L-am văzut la Carpool Karaoke cu băiatul ăla. Da? James Corbin, da. Așa, și la un moment dat a zis, tu cânti de la ce vârstă? La 4 ani. Da, ce făcea? El imita pe Elvis și... prin astea, casino, pe undeva. Și avea 4 ani, făcea niște spectacole de copii. Mă rog, cu copii. Și în momentul în care a început să cânte, trebuie să vedeți aia pe YouTube, când a început să cânte Elvis, am auzit Elvis. Deci omul are un, nu știu, gârjit, nu știu, tot. Poate să reproducă foarte bine. Extraordinar. Bine, foarte șmecheră pe treburi de astea este și Ariana Grande. Grand, da, da. Mai auzit Celine Dion era așa. Poate să se lase Celine. Văd că stai mult pe telefon. Da. Mai ales la Graham Norton Show. Da, mă uit, mă uit. La ce te mai uiți pe telefon? Băi, în ultimul timp am uitat numai, sunt preocupat de programul ăsta, de ce trebuie să spun oamenilor, pentru că trebuie să mi se lege foarte bine în cap. Ideile. Și dar cum... eu știu că în timpul spectacolului tu, dacă vezi că, de exemplu, jumătate de public, adică 2000 de oameni din cei 4000 de sala Palatului, au dormit, schimb panta imediat. Nu există așa ceva. Horia, te rog, nu adormi nimeni. Scuze-mă. Atunci dacă când nu râd sau dacă sărută femeile, sărută soțiile, atunci zici, nu, atenția trebuie să fie la mine. Nu, nu e vorba de atenție, e vorba normal că trebuie să menții o energie și o atitudine și o, nu știu cum să spun eu, o atenție cumva. Sigur. Făcută pe de altă parte, de data asta, numai fără band, fără, de data asta doar, deși mi-ai făcut o poftă, dar nu mai am când să mai fac, în câteva zile, chiar, ce faci pe cinci? Iată-l pe Marius, pus în fața faptului împlinit. Liber. Nu, apasă acum, sus. Hai, generică! Dacă înțelegi? Zici chestia asta... S-a terminat. Ideea este că vreau să fac un one-man show pe bune, adică, fără deschizător, fără nimic, numai eu, o oră jumate, vreau să vorbesc cu... Tot timpul am plecat de acolo, de pe scenă, cu... nu regret, dar era foarte bine. A fost la ăsta cu în care am cântat. Am stat 2 ore, deci am avut timp. Tu știi ce înseamnă, că și tu te întinzi, nu te mai... Trebuie să te dea cu... Mi se spune pelteaua. Trebuie să te dea afară cu sarbacană. V-ați gândit vreodată să aveți un noastră când s-a terminat timpul sau deja nu mai puteți? Cel puțin băieții tăi care suflă săraci și se termina să mi-am văzut. Uite așa ți-a uitat la mine, făceau... Înțelegi? Hey, unul dintre ei la un dat să lase o trompetă, așa să iau, dar... Și să fie, ok? Și să vină Crețu, să zică, mulțumim, acesta a fost Horia Brenciu. N-ai cum, nu se poate. E o idee bună. Colegi, iată o idee foarte bună. Să vă luați voi, puneți bani de la bani și să o luați sarbacanist. Eu vreau să, eu de fiecare dată, ca să înțelegi aici este un podcast, pregătești tolba acasă, dar la piața aici, la taraba noastră, la lucruri simple se întâmplă cu totul alte lucruri. Acum mi-ai dat niște idei. Okay. De la început mi-ai arătat numai calități. Că scrii versuri, că încep să cânti și să ai voci, faci intri pe ton, ești pe... Doamne ferește, cânti la chitară mine? Foarte natural. Ce este? Bruno Mars. Tu ești Bruno Mars. Tu, dar fii atent aici. Tu ești Bruno. Da, împărate. Dă așa. Defecte. Nu. Da, ce vrei să mă întrebi? Zi-mi o glumă. Hai să facem următorul spectacol. Eu ți-aș propune așa. Hi, baby. Da, și pe tine te... Da. Iertați-mă, dar vreau să vă spun o glumă. Știți, Magu, Brânciu. Ia, Strânciu. Baby. Înțelegi? Am înțeles, da. Ce zici de mixtura asta? E deplasată? După două glume, poți să cânti o melodie? După două glume, o melodie? Fii atent aici. Cea mai tare melodie pe care o știi tu? O melodie pe Easy. Care o știi? Pe aia chiar o știu. Dă-mi tonul. Bun. Stai. Și acum? Eu sunt exact. Spune-mi o glumă, după aceea începe asta. Eu sunt spectator. Bine.
Nu la ale mele, dar te rog frumos. Uite, de exemplu, mie mi se pare că... Ai început glumă? Da. Okay. Mie mi se pare că e natural, nu e nimic... Absolut, firesc, bravo. Știi? Adică asta cred că place foarte mult, ca o paranteză la stand-up, că nu e nimic exagerat, nu e nimic așa, vine din senin de nicăieri, e un vorbit normal cu subiectele cele mai arzătoare. Pardon, adică nu... Și nu e ceva de genul... Hai să vă... ceva, știi? Adică totul... Că se, ajunge, că se ajunge și aici la un moment dat când joci vreo chestie sau vrei să... Și la melodia, Jovel. Asta zic. Mie mi se pare, uite, de exemplu, că moldovenii au fost foarte pregătiți să ajungă în Italia. Pentru că deja știau limba. Cum așa? Scuzii... Forneti. Înțelegi? Motivii. Da. Înțelegi? Și acum? Și să... Da, mamă, merge piesa asta imediat după. Pentru voi, cei care vă aflați aici și poate n-ați râs că nu sunteți moldoveni, o piesă de suflet. Dar țin așa numai să pară. Ești gata, mă, ești. La pe moli, Sandi. Hai, lasă. Ia, bă, și tu. Ia, bă. În povestea, am fost la Exarcu, că a venit nu știu cine, de la nu știu ce de ăsta, de la Marcea, săracu, care mână, Nea Vasile de la Marcea. Așa, așa. Care până n-a băut, n-a luat-o, că țipa la el. Mi, mă. Înțelegi? Asta așa. La bemol. Haide, mă, ia și un acord normal. Era mi, myself, da. Era, mi, mă, mi. Da, asta e o piesă pe care mai cântam când mergeam pe la Bulgaria acolo, nu mai știu cum se numește, cu pianul. Jos. La Jax. La Jax, da, mai cântam singura piesă, bă. Bă, și vin unii, cum îl cheamă, de la pianist. Ia uite, bă, fratele, de la Tonic Band, că am și uitat. Tony Furtună. Tony Grecu. Nu. Tony Grecu, mă. Nu. Și bă, știi, bă, câte versuri poate să știe unii oameni, mori, oricând să fie acolo, zic că, hai să gândim, hai. Așa pot să scând. Nu e problema asta, pentru că există în primul Google, rând, Google, dar nu, băi, e dubios să te uiți, e dubios. Hai să cântăm, hai. Nu, dar poți să furi. Uite. Uite, eu fur, de exemplu, eu nu citesc toată fraza. Ce ai făcut tu? Uite, vezi, am citit, am luat asta. Ce ciudate să și vorbim. Da. Ce ai făcut tu? Așa. După ce ai intrat printre multele sute de oameni la Academia de Teatru și Film, când ai auzit că ai intrat acolo, ce ai făcut? Te căutam pe tine. A fost foarte interesant. Ce am făcut eu imediat după? Da. Știu unde vrei să duci. Am aflat astăzi că am intrat. Așa? Am intrat al cincilea. Eram 100 și ceva pe loc. Deci din 30 de locuri, vă gândiți voi cam câți candidați au fost. Am intrat numărul 5. Nu cred. Ba da, numărul 5, da, pe bune. Demi Rădulescu a zis că ăsta e al meu, mie îmi place băiatul ăsta. Și a doua zi dimineață la ora 5 eram la cules porumbul. Yes. Să sărbătorim la cules porumbul. Asta în condițiile în care colegi de-ai mei, că eu am fost pregătit de Petrică Gheorghiu ca să intru la facultate, ca mulți, de la Florian Pitiș până la mine, sau nu știu, cred că a mai intrat cineva după mine, n-am fost chiar ultimul. Și colegi de-ai mei care nu luaseră, ei se duceau la mare. Că era septembrie. Tu te duceai la... te duceai la un mare, la o mare, la o mare de coceni. De foia. Nu știu dacă știi sentimentul. Ai fost vreodată? Ai avut privilegiul ăsta? Sigur, am fost la toate. Numește leguma, fructul și acolo am fost eu. Nu de mâncat, Horia. Nu, de la cules. Da, cules. Deci dimineața mai era cum eu mai am fost era la Arpagic, tăticule. La Arpagic se poate mândri cineva care ne urmărește că a fost la Arpagic? Eu am fost. Aveam o săpoligă mică așa și era pământul uscat și scoteam Arpagicul așa. Eu nu am dat cu ea de pământ și niciodată nu mai fac asta. Nu. Tu îți permiteai, pentru că te-ai născut în București. Și nu, dar Brașov. A. Al Arpagic se trece fantastic. Pentru că stăteam acolo și creștea Arpagic la Brașov, că acolo crește tot la Brașov. Numește fructul, numește leguma, aia crește la banane, Brașov. Banane, n-ai cules tu banane. Aia nici nu prin... În 20 de ani. Una de Crăciun, da. Poate venea. Verde. Da.
Știi cum te tăiau alea, nu? O să inclusiv despre asta o să vorbesc la spectacol. Bă, când începeau să te taie, frunzele alea se uscau și dădeai jos, că nu mai stăteai, nu mai puteai, era cald, nu mai puteai să stai cu ceva, cu mâneci, cu asta. Doamne, zice că, nu, ceva îngrozitor. Știi că ești omul care mă apropie foarte mult? Mi-am dat seama și în spectacolele pe care, în care cânt și dansez, pentru că sunt și dansator profesionist. Mi-am dat seama că oricând e bun o glumă. Așa. Și asta face și Robi. Asta fac, asta când fac specialuri, mari artiști, nu numai comedianții, își pun niște glume în program. Nu că le-a venit atunci. Le spun firesc, da, dar ei își pun glume în program. E normal, mai, adică știi, cine se ia prea în serios, cred că pierde. Am așa o senzație. Cine se ia prea în serios, zice, bă, stai mă, eu, nu știu, Michael Jackson mi s-a părut că s-a luat cam prea în serios. Adică la el, nu știu ce glumă putea să facă. A luat și medicamentele în serios. A luat tot, a luat în serios, din păcate, da. Dar era și un timp, era el dubioșel, dacă îmi permit să zic asta. Cer scuze față de toți fanii lui, dar era un timp în care el se ascundea tot timpul, știi, era un ăsta, superstarul care... Cine mai acum mi se pare mai dubios decât aia e Kanye, care nu știu, Kanye West? Nu știu, ai văzut cum merge, Kanye West își pune pe față tot felul de chestii, dar să nu îl vadă că e, să nu știi cine e. Dar dacă vezi o doamnă în colanți alb, știi că e Kardashian. Tu să scuri, nu mai e. Nu mai e. E una, nu, altă soție are, nu știu cum o cheamă. Dar așa umblă, niște colanței în picioarele goale, au mers până Italia în picioarele goale. Să merg pe stradă, deci nu. Păi, dar nu se poate. Bine, nu mai are contractul la cu Adidas și na. Înțeleg, promovează alte chestii acum. Da, spune-mi, că n-ai terminat. Ce? Unde se afla acel lan de porumb? La bunicii mei, la Giurgiu Călugăreni. Câte Brăniștar, de fapt. 30, nu e 30. Mare. Nu e, imediat. Aveai mașină pe vremea aia? N-am avut mult timp și nu. Și cu ce te-ai dus tu la Giurgiu? Cu Irta aici, nemuntru. Știi cum e Irta? Nu, n-am fost niciodată. Un autobuz care nu prea se închid ușile și în care oricum nu prea ar avea sens să se închidă ușile, că nu prea încăpeam toți și atunci pe vremea aia era o restricție. Cumva ne țineam unii de alții și de... Nu, era ceva ce n-ai văzut în viața ta. Anul 1990 și... Când am intrat la facultate? Da. 94. 94? Da. 94? Băi, nu am intrat în același an? Da, mă, asta zic. Tu erai la Multimedia, te auzeam te auzeam pe acolo prin pe holuri. 94 am prezentat, să notez. Da. Am prezentat pentru prima dată Eurovision la noi în România. Oh, și câștigător și cine este? Cine? Ah. Am înțeles. Dincolo de noi. Bă, super. Băi, ce urechi ai? Ah, nu, imediat, eu zic orice, n-am. Stai. Și filmul m-a moștenit extraordinar. Pe bune? Filmul acum, am avut de Ioan. Ioan. Aia e și Ioan, dar Arias e numele. Arias Ioan Badea. Dan Ioan, pentru că pe mine nu mă cheamă Dan în buletin. Dar cum te cheamă în buletin? Robert Cristian. Păi zi mă așa, mă, băi! Rob, băi, bă, băiatule! Nu! Dar ce ai, mă? Păi nu, acum trebuie să-l fac totul. Hai. Ștergeți, luați afișele cu ăsta cu... Tu-s piciorunașule! Dar cine, de unde sale? Mai, scuze-mă, mai altă... Așa a venit de la Hollywood, nu știu, așa a venit de la Hollywood. Hai. Iartă-mă, pentru... Băi, schimbă-mă în afișul schimb, cu Badea! Taci-mă, în schimb... Ține sârbănașule! În schimb, n-au mai apucat să-mi scrie în certificatul, efectiv în certificatul de naștere, dar e posibil să scrie, era un și un certificat de botez sau ceva de gen, nu știu cum, da, ăla de la biserică. Da. Și acolo sunt Badea, Robert, Cristian... Daniel Dănuț. Daniel după Naș și Dănuț că au vrut ei sau ceva de genul ăsta. Și atunci Daniel Dănuț ăsta... Deci am două nume din care pot să iasă. Iartă-mă un pic, hai să zic cum s-a întâmplat. Eu n-am... Eu tot liceul, toate astea am fost Robert. Robert. Și mai am pe... Nu știu, mă mai sună cât mama... Mai vorbesc cu mama unui fost coleg de liceu. Care îți spune Robert. Robert și eu nu știu cu cine vorbești. Eu sunt așa... Cine, cu cine vorbiți? Că nu... Înțeleg? Păi asta îmi imaginez eu. Dar stai un pic. Auzi, m-am întâlnit cu Robert. Care Robert? Care? Păi e pe ăla. Nu știu. Auzi, știi pe Dan Badea, da. Ăla e Robert. Ăla e Robert. E. Și cu numele a fost foarte greu până asta. Eu tot liceu am fost... Dan Daniel, că, na, în momentul în care ăștia au aflat că mă cheamă Daniel Dănuț, s-a făcut mișto și a rămas Dan Daniel, deși nu mă chema așa. Până da. Când au aflat că o să mă facă actor, că vreau să devin actor, băieții din gașca din tineretului mi-au zis Jean Actorul,
Nu, nu de la Jean. Jean actorul, nu știu. Să știi că puteai să-mi dai apropo și altcumva de. A, nu, că numai, că oricum, nu, e bine, e la, foarte pentru bun. Mine vreau. Pentru tine, hai, pune. Pentru mine, țara mea, pentru mine. Domeniile. Așa. Și uite, după aia, fii atent. Ce, nu, e... Nu. Vocea ta e da, foarte este, bună. Este. E vocea ta foarte și am vrut să fac și radio, dar printr-un... joc de circunstanță, nu știu cum să de stan. Am dat la Pro FM de mult, am dat niște probe și m-am împrietenit foarte tare cu Vintili, cu așa cum știe, dar au luat alții care, pe urmă, n-au mai făcut radio. Dar eu nu. Ia, fiecare cu destinul. Destinul, oameni buni. Ideea e așa, fii atent. E bine așa. Eu eram într-o trupă de teatru care juca la Tinerimea Română. M-am dus tânăr... copil acolo, nu știu, licean, da. Am făcut, m-au luat după o probă, am pus o piesă și niște colegi de-ai mei cu care jucam acolo au zis, bă, noi ne pregătim pentru facultate, tu vrei să dai la teatru? Da. Și cu cine te pregătești? Zic, cu mine. Nu merge așa. Hai, nu vrei să vii la Petrică Gheorghiu? Da. Uite, noi ne pregătim. Și așa am ajuns la Petrică Gheorghiu. Dar l-am sunat pe telefon fix, apropo, se suna pe telefon fix și l-am sunat și eu pe vremea aia, gândiți-vă că aveam cât ai, mă, când ai la facultate? 17 ani sau ceva, da? Zi! Unde-i telefonul, mă? Fix? Da! E, lasă-mă! Ne încurcăm, da, așa, da, într-o... Da, scuze-mă! Nu, stai, tu dispar lucrul l-am văzut, de aici! Dispar lucrul ăsta! Nu-i problemă, nu-i problemă. Deci, l-am sunat pe Petrică Gheorghiu și eu vorbeam foarte grav așa în vremea. Nu mă întreba de ce, la 17 ani, de ce eram domnul Gheorghiu... Robert Badea, să ne vedem. Mamă, și a zis, Doamne, să vezi ce apare, să vezi ce apare. Și când am apărut... A pus de soare, fac din el. Cață, și când am apărut, să uita săracul. Da, eu am venit, am spus eu acolo, am cântat o piesă, am pregătit un monolog, cum știam eu, ce o poezie, nimic, știu ce mi-a dat după aia. Ca să murce vocea, să mă duc spre ce arăt, da? Toate poeziile mele erau așa. Na, e banța! Făcea și de... să mă ducă nu mai... Să te scape nu, de... nu mai... Nu. Da, era, nu se potrivea de nicio culoare. Omul a zis că vine o namilă și când m-a văzut a fost... ce asta? Puricele. Da, așa da. Că asta a fost. Și când am intrat în facultate, am fost colegi. Tu și tot în 94? 94, da. Dar tu dai seama pentru tine ce... acum se mai poartă, nu mai contează. Vin alții din alte părți, nu mai contează nimic. Dar atunci tu, care reprezentai Eurovision, să vii pe urma a doua zi la școală cu toți elevi, studenți, toți aia pe acolo, nu știu ce, și totuși să... care te mâncau de undeva, te mâncau, n-aveau cum. Eu îți spun eu că te mâncau. Da, lumea, uite, acum tu fiind un martor ocular, da. Pot să-mi certifici asta. Eu eram un tânăr imberb pe vremea respectivă și eram foarte vulnerabil. Adică eu credeam că toată lumea se poartă bine cu mine. Eram în primul an după Robingo, un an de Robingo, care era 80% audiență, astăzi ești la 5-6 puncte audiență. Da. Atunci era 80%, toată lumea se uita. Într-adevăr, când am intrat în facultate, prima dată la scenaristică și după aceea am trecut la multimedia pentru că simțeam că... Acolo e treaba. Acolo e treaba, mai ales că... Scenaristica a intrat prima oară. Da. Oh my God. Da. Am vrut să... Și acum, fii mea... Da, cine mă sună? Te sună cineva, există. Mulțumesc. Mamă, da, ce... Haide, domnul Gheorghiu. Da, cine e acolo, vă rog? Robert Badea, vreau să intru la actorie. Dar sunteți făcut pentru actorie? Aș vrea să vă văd. Da. Sigur că da, mâine la 14 ori. Sunteți așa... perfect. De vraca, ați auzit? Sunteți chiar vraca. Calboreanu în persoană. Da. De ce să mai... Florin Piersic, domne, când se scenele acelea de dragoste. Ne vedem mâine. Da, și da. A doua zi... A doua zi îți dai seama, a apărut un pitic... Mi-a dat, nu știu, o octavă, cât e? Mi-a dat o octavă în sus. Da, eu... Mi-a dat o octavă în sus, că nu, era ceva... Dar tu îți păstrezi perfect toate... Acum, Ana. Toate elementele. Vreau să te întreb o chestie. Te rog. Tu te gândi vreodată să vii la Vocea României? Acum... Ca și concurent? Da, concurent n-aș veni. Aș veni să fac o glumă sau să fac ceva. Dar nu, e mișto ce e mișto, că într-adevăr este cu sunt întorși și nu poate să judece. Sigur că da. Adică doar după voce. Sunt curios dacă și-ar da seama. Știu că a fost Raid. Mihai Raid a fost, care da. Care a spart tot cu copac. N-a cântat copacul? Nu sau știu ce a cântat, dar la început nu cred că a cântat copacul și a intrat în... Da. Concurent, nu știu, numai, doar așa ca să facem o glumă. Doar. Nu că, Doamne ferește, domne, nu sunt eu de concurență. A venit și Anisia.
Înțeleg? Da, știu că a fost și ea. A venit Sanisia, da, și a întors patru scaune, da, și i-a întors pentru că avea ceva în voce, exact avea, cum da, ai și tu, avea. Și zic, hai mă, că lucrurile astea se lucrează, așa cum da, avem și noi la Academie, sloganul, talentul se antrenează. Iar i-am zis, hai, nu, că după aceea nu mă duc la serii de pe fix, că mă duc eu la emisiune. Băi, dai acum. Și probabil că producătorii au zis, faci ce vrei, dar știi ce faci. Da, da, da. Uite, asta mi s-a întâmplat cu, hai, și ce faci acum? Ai fost foarte bun, dar ce faci? Asta mi s-a întâmplat când am fost la Comedy Store. Am făcut în engleză un show. La Comedy Store, acolo, lângă Laugh Factory, în LA, în Hollywood, da? Da. M-am dus, o lună de zile cu bro, eram împreună acolo, prieteni, cu Matei. Mă duceam în fiecare seară să vedem chestii, să înțelegem chestii, nu știu ce. Și la un moment dat m-am împrietenit cu toți oamenii de pe acolo. Și, și unul dintre ei avea un show cândva și am zis, bă, aș vrea și eu, uite cine sunt, ce fac. Ai show în engleză? N-am, că-s prost, că nu am tras, că puteam să fac aici, știi? Să fac, să-l lucrez, să-l trag pe YouTube și să-i arăt, știi? Uite, așa. Și a zis, păi și cum facem, că eu nu pot să garantez pentru tine, pentru că show-ul acolo cum era? Cum aș face eu aici un show, să zic, ok, marți e show Dan Badea, dar de fapt invit eu niște oameni, eu nu apar, eu nu am nicio treabă, doar garantez pentru ei. Veniți că mie mi se par funny. Dacă vrei un împrumut, eu sunt eu sponsor. Nu, sau? Așa era treaba. Deci mie mi se par că-s funny oameni ăștia și veniți că eu garantez. Așa era domnul ăsta, nu știam exact cine e, dar el făcuse stand-up mai mult și avea un spot acolo, avea o oră într-o sală, știi? Și te-ai dus. M-am dus, dar stai că am dat audiție, am făcut, asta m-a întrebat, can you audition for me? Și zic, da, dar n-am știut ce presupun treaba asta. Imaginează-ți, după ce eu i-am zis că am 9 special HBO, 6 specialuri Comedy Central, aia să uitau ce am pilat mea, făceau, băi, ești nebun, cum? Unde, Hector? Pentru că la ei, după foarte mult timp, abia ai un special. La noi a fost puțin altfel, dar era ceva. Și eu în sala aia, nu știu dacă ai văzut specialul lui CK de la Comedy Story, în sală de 300 de oameni, eu cu el, eu m-am urcat pe scenă, el în sală, erau 5 minute libere. Hai zi, mama, a fost așa ciudat. I-am zis cam ce aș vrea să zic. Și omul a zis, bă, te înțeleg cam ce ai vrea să spune. Știu, înțeleg că am făcut și eu stand-up și e foarte greu doar cu mine. Îți văd unde te-ai duce. Eu îți dau o șansă. Fii atent, mâine e show, să vii cu niște, dacă ai vin niște prieteni. Zic, da, eram cu mulți. Smiley, bro, Monica Burlădeanu. Erau mulți, nu știu cum. Era o gașcă, tot ne vedeam pe acolo. Eduțu, bineînțeles. Haideți toți la show. Și am strâns Eduard Danina. Am strâns vreo 12-15 oameni care erau doar aduși de mine și eu zic, oh, ok, nu știu ce, și eram 10 comedianți, sau așa presupun că erau, pentru că înainte de mine a intrat unul care era într-o blană dezbrăcat, cu un kilot așa și cu un tel, știi, tel, da, fără da, coada aia, doar sârma pus aici, pe așa, pe prohab. Așa și prezenta el numărul. A intrat înaintea mea și eu eram, Și tu erai îmbrăcat într-un tricou cu... Eu eram normal, m-au prezentat și fii atent ce mi-a zis omul, a zis, ai 3 minute. Deci 3 minute nu există acolo. Ei, în 3 minute îți dau seama, deja, deci n-ai nevoie de mai mult. Ai 3 minute, dacă ești foarte bun, te dau jos să-ți dau bec după 5. Și am stat 8 minute. M-am dat jos, nu mi s-a dat bec și omul a venit la mine entuziasmat și a zis, bă, de unde până unde? Că te-am văzut ieri. Ieri erai... Da, azi ce poate ai făcut acolo? În engleză am vorbit foarte acolo. Mult. Da. Am vorbit foarte mult despre diferențele între astea măsurători, cu inch, cu pounds, cu aia, cu bucket, cu toate alea, știi? Și cum au ajuns din Anglia. Cum... Eu știu care e povestea reală, că i-au pierdut kilogramul. Știi că l-au pierdut? Deci venea corabia cu kilogramul. În engleză, tru. The ship with the kilo, yes, was coming from Europe. Yes. And somehow they sink and then they have to do like, okay, pounds. We stay with pounds. Nu știu. Da, am făcut niște glume puțin diferite de ce făceam aici. Pentru că în luna aia mi-am schimbat un pic, am încercat să mă adaptez. Ei sunt puțin mai agresivi, sunt puțin mai, se duc puțin mai mult, mai, știi? Adică nu sunt cu minți deloc. Ce am văzut eu că făceau acolo stand-up. Și a fost foarte bine și stilul ăla american, tu știi, sigur, a venit la mine și a zis, bă, ai fost foarte mult și acum ce faci, te întorci? Da. De ce? De ce ai mai făcut asta? Ce, da. Nu înțelegea omul. Test. A fost, bă, am avut eu așa un, de-asta am, nu să mă dau mare, nu. Am vrut să văd, știam că în 10 ani, din momentul ăla, aș fi putut să ajung undeva. Nu știu la ce nivel, nu știu. Și, dar nu eram pregătit, aveam 38 atunci, parcă... sau în jur de, și mă gândeam 10 ani de Uber și de nu știu ce, sau de muncit oriunde, ca seara să mă duc să... Două joburi. Ăia mi-au zis să plec. Deci eu m-am prietenit cu comedianții de pe acolo. Nu-i știam.
Că nu știam, nu erau ăia mari de la televizor. Și ei nu s-a pe groapa altuia cum ar veni. Nu, stăteau și beau și fumau afară și erau toți prieteni, nu știu ce. Dar toți își pregăteau, adică nu acolo era important, nu la club. Ei își pregăteau ori să un turneu, ori își făceau glumele pentru Tonight Show, ori, știi, erau, scriau, făceau, că ăsta zicea, există un pianist la Comedy Store care de când s-a deschis acolo Comedy Store. Deci e un nene, un tip care zice, îl știți de la, bă, nu știu unde, a jucat, nu știu ce, și în timpul ăsta cântă la pian, știi, nu e cu muzică. Da. Ca un fel de MC care de la început. Bă, și zicea niște chestii despre oameni și apărea ăla, eu nu știam, era funny sau mai puțin funny, depinde. Și afară mi-a zis, bă, noi luăm ca $30 pe un show de ăsta, deci în 5 show-uri cât aveau într-o seară, sunt bani de cocktail și astea. Tu cât câștigi? Când le-am zis cât câștigam atunci, zis, du-te acasă, ce mai stai, du-te liniștit. Că aici nu e, adică, și mi-am dat seama, de ce mi-am dat seama, puteam să fac liniștit, nu știu la ce nivel, să trăiesc. Poate după, nu știu, după 10 ani să trăiesc liniștit, să fie bine. Mi-am dat seama că lui Sea cea mai importantă chestie pe care eu o am aici și îmi place. Nu aveam referințe, nu aveam nostalgie, nu aveam amintiri, nu aveam chestia aia cu du-te dică, dacă ziceam, du-te dică. Aici toată lumea știe la ce mă da. Acolo ăia ziceau niște chestii pe care nu le înțelegeam. Începuturile noastre ne leagă ca niște parâme invizibile de țara în care n-am născut. N-avem cum să știi bancul cu parâmă? Că văd că la podcasturi toți se spun bancuri, la tine se spun bancuri. Da, sigur că da, trebuie. Deci, apa vine un vapor în port la Constanța și ăla îi zice, nea, omul de aici, nea, cum vrei tu să-l chemi, nea Titi. Titi. Hei, aruncă parâm, așa, oh, I don't understand. Aruncă aruncă parâm, să te leg aici. Așa. No, I don't understand, no, I don't. Do you speak English? Yes. Păi aruncă parâma dacă... Ăștia suntem. Deci, ideea e de următoare, pe care ți-o spun. Nu. Parâmă! Hai sus piciorul! Sus parâmă! Așa. Deci asta vreau să spun că... Eu înțeleg de ce, de exemplu, Antonia vorbește jumate din ceea ce vorbește în engleză. Păi da, 18 ani sau cât a stat acolo? A stat foarte mult. La 18 ani s-a întors. Dar a stat... Asta peste 16 ani acolo. E mult, bă, n-ai. În momentul ăla ți intră toate slangurile și toate întâmplările, pentru că vezi în fiecare televizorul. Da. Noi știm că s-a despărțit Kanye West de Kim, dar noi vedem într-o poză pe Instagram. Dar ei fac acolo, din asta o peltea și o mămăligă adevărată. Da, uite, e celebru săracu. Acum cred că și-a mai revenit, dar răduceu ăsta cât stătuse 2 luni la Brescia și a venit și CMSD. Dar între timp l-am văzut la televizor. Foarte bine. Și-a revenit. Nu, dar a fost un accident. Era și tânăr. Accidentul. Îți mai zic o chestie. Dacă te uiți la fotbal, Ilie Dumitrescu, știi, vorbește. A avut un discurs întotdeauna, așa foarte, nu știu ce. Da, îi spune cum, el e... Stai că îi se spune cumva, el, nu știu cum. Îl duce, îl cruce. Nu, ceva, așa. Și am văzut un interviu cu el, eu am crezut că acum s-a stilat el, s-a nu ce, cu arta, cu, de când s-a lăsat de fotbal. Și am văzut un interviu cu el din 94 la TVR, când erau ei la campionatul mondial. Așa? Așa, în care, ce crezi, mă, el în tricou după antrenament, așa, vorbea la fel, sigur că da, o tranziție pozitivă. Care, adică, era la fel. Băi, și peste ani de zile. Da, nu, în sensul că de atunci era promitea treaba asta, știi, discursul și finețea și toate astea, știi? N-a fost, gata, mă, hai că am și eu niște bani, hai că artă, hai să vorbim altfel acum, știi? Vreau să spun tuturor, pentru că senzația pe care are lumea privindu-te este că noi îl știm de undeva. Așa. De fiecare dată tu ai, pentru că ai început drumul tău artistic încă de în anul 2000, da. Oamenii din cincinal în cincinal ai o grupă de oameni care foarte mișto DJ, foarte mișto la comedy, foarte mișto la umor, nu știu ce. Da. De fiecare dată ai cincinalul ăsta. Dar vreau să zic una care va rămâne magică și mi s-a întâmplat, credeam că nu o să se mai întâmple, că deja na. Ce s-a spus zilele trecute? Acum o lună maxim, așa. O chestie pe care la începutul carierei mele ca DJ star și chiar la începutul carierei mele de stand-up-uri și așa, domnul Mitoșeru rămâne să trească ție când mai vine așa, a venit o femeie de serviciu mea, da, eu vă știu de la televizor, domnul Mitoșeru, zic, da, doamna, asta era,
Și nu mai stau să-i dezvolt. Adică nu mai stau să le explic. Să-mi zice, da, doamnă, da, eu zic, ce drăguț că... Mai mergeți cu nunțile alea? Da, mergem, cum? Mitoșerul există în poantele tale de joi? Nu, mitoșerul nu există în poantele mele de joi. La bis. Și please, don't call me mitoșer. Don't call me mitoșerul. În anul 2000... Opa! Așa. Back in the days. Da. Back in the days, ladies and gentlemen. În anul 2000, începeai ca DJ Star. Și după aceea, cum necum, da, da. Prin anul 2004, așa. Au început colaborările. Da. La început era, oarecum la început, avea câțiva ani și Delia. Mm-hmm. Te-am văzut cu Fizz, tu mai ții de colaborarea cu Fizz? N-aș putea să o uit, din păcate. Din păcate n-am adică atunci la Comedy Store, tu... Da. Stai, că îți pregătesc eu, că știu cum se pregătește la tine. Știi, da? Hai că știi. Vrei, nu. Vrei... Scuze-mă. Vrei cu fața mea? Da, dă-mi nu. Apă cu fața ta. Sau nu, aia nu se deschide. De fiecare dată, asta este de zmeură. Nu, cu lime aș vrea. Dar știi ce îmi spune toată lumea când eu mă apuc să fac treaba asta? Că și eu o fac la fel. Ce faci? Bă, ce aveți, bă, și tu și Brenciu? Ce aveți, bă, nu știu oameni. Deci, eu mai am altă chestie, nu știu că o ai și tu, iau sticla de apă minerală și încep să scot bulele până la un anumit nivel, care îmi place mie. Este nivelul normal. Da, ăla e nivel. Pentru că ce se întâmplă? Apa minerală are este, minerale. Da, dar este, asta ce bem noi, este îmbogățită cu dioxid de carbon. Eu o aduc la... Proporție, ai o proporție specială? Fă-mi cum știi tu. Doar că l-aș prins de sus sau cum e... Don't call my name, don't call my name, Dan Daniel. Gustă. Ia să văd. Știi că există somelier de apă? Înțelegi unde am ajuns? Te invit aici. Înțelegi unde am ajuns? Dumnezeule mare. Somelier de apă care îți recomandă la ce ai luat. Probabil că la un restaurant vegan, că de aici m-am luat. Probabil că de la un restaurant ăsta vegan sau ceva, zice, la acest nap merge o apă alcalină, cu tare. Bă, somelier de apă? Noi care am băut de la chiuvetă, stăm acum să ne... Eu am băut și din izvor. Și copiii mei la fel. Doamnelor și domnilor, pentru că acest om plin de energie are nevoie de schimbări terapeutice, nutritive, dați-mi voie să vă spun că în momentul de față, dăm și mie, give it to me. Dăm tot. Capetele astea? Ce se întâmplă? Aceste capete, dăm și farfuria aia. Hai, dă-mă. Da. Dar vreau să o păstrez pentru mai târziu. Nu. Trebuie să dau un share location, că eu de aici într-o oră, oră jumate, nu știu. Dăm un share location, așa. Și vino tu la mine. Cine vine după tine? Zim, soția mea, Mădălina. A fost și m-a adus. Și a plecat. A plecat că n-aveți curent. Dacă n-aveți curent... Asta e, ce să vă, ce? Nu le zici oamenilor că n-ai avut curent? Ce? Dacă stai în câmp, în câmp. A trebuit să-l fac pe Thor, să-mi bag degetele în prelujitor. Iartă-mă, dar cu tine la masă nu pot să fiu decât poiet. Stai, e bine, nu, dă share location, până atunci o să te felicit încă o dată pentru vocea ta. Și acum mergem. Dacă vocea ta rimează cu Delia... Doamnelor și domnilor, bine ați venit la podcast. Dan Badea, dă un share location. Și în același timp se concentrează la cântece. Am uitat, Delian, te gândi la tot ce a fost? E mai bine decât mine, n-are nici asta? Bă, ești nebun! Bă, ești nebun! Dragostea învinge totdeauna, știi bine ce zic? Delian, uite asta? Asta? Da, bineînțeles! Hai. Deci în timp ce dau share location de aici de la Academia de Arte Horia Brenciu. Share location. Da. It's emotion. Eram la studio, la MOF acolo, cu Moga, cu toți ăștia și am auzit piesa de Lee, ăsta, sufletul meu. Și mi-a venit să fac asta. Mi-a venit, efectiv. Deci ea nu era, nu mi-a zis, bă, vrei să faci, nu știu. Cum cred eu că așa ar trebui să fie o colaborare. Nu, bă, și pe cine să luăm? Să luăm pe ăsta că e mai, nu știu cum. Sau ăsta, sau ar da bine ăștia doi. Și Aurul era lângă ei. Și, nu, da, mi-a venit să fac asta. De ele, și cred că e una dintre primele piese personale. Adică un cineva care dă un fel de rap. Așa. Dragostea frânge
Inimile aici noastre s-au uitat. Asta când era Delia, când încă șerpuia făcea ca toate. Era toate și dansa și era toate. Auzi, bă, Delia, Delia șerpuia. Delia șerpuia, da, șerpuia, nu te lăsa. Și încă o dată refrenul sună așa. Sufletul meu plânge, dragostea frânge, inimile noastre s-au uitat. Inimile noastre s-au uitat. Sufletul plânge, dragostea frânge, inima mea încă mai vrea. Delia, nu te gândi la tot ce a fost. Știi mai bine decât mine, n-are niciun rost. Dacă suferi un pic, n-are nimic. Dragostea învinge totdeauna, știi bine ce zic. Zice ceva, că mi-a răspuns imediat. A doua zi am făcut ar fi ușor dacă te pot ierta. Dar vezi tu, nu mă lasă inima. Da, și tot așa. E, dar ce zici tu că eu știu pe Delia din altă parte? Eu știu de când avea 18 ani, dacă nu 16, nu, cred că 18, când am făcut împreună cu Loredana și cu ea, sau Loredana a fost șefă de proiect sau ceva, un rap pe o piesă la pro, un calculator, o șansă în plus în viitor. Și după aia a scos ea aia cu, când dădea la rame cu Nick. Cu după Nick? Aia, cu Nick. Nick. Anu, se... Nic. Mare băiat. Nic. Da. Mai ți-mi dai versul? Care? Tu mai ți-mi dai versul? Nu, nu le. Nu, da, un calculator, o piesă în plus în viitor, nu. Dar nu, nu, asta. Care? Cu Nic. Ah, nu, aia, cine nu știe că. Încerc să cum am găsit. Dar știi că am făcut-o la Calatis. Ce? Pentru că la Calatis am cântat cu Delia. La Calatis? La Calatis, păi noi eram prieteni. Noi eram cu Cotabiță, cu astea, prieteni. Am râs cu Cotabiță, dar mult înainte să devin eu DJ star sau orice. Dar tu poți să faci fraza lui. Încerc să spun că sunt... Încerc să spun că am greșit, am greșit. Ce-l zicea de mine, că ați zicea de tine. Ce-l zicea de tine, nu știu ce. Am greșit. Hai, repeta multe, știi? Repeta, era... Am greșit. Eram de mine. Nu știu, dar am făcut-o la Calatis. Așa? Am legat piesele astea, că nu știu de ce. Ori să cetați, eu nu vrea să vină. Habar n-am cum era atunci. Așteau... Și am intrat eu și pe piesa asta. Substitutul. Deci nu știu, pe YouTube, dar nu mai știu unde. Am cântat piesa asta cu Sufletul meu plânge și după aia a fost asta și am făcut-o tot în stilul ăsta, știi? În stil? Încerc să spun că am greșit. Am dat tine, mă, te-am dat la mine. Adică tot în zi. Delia, nu te gândi la toate. Și adică în stilul mai raga, mai nu știu ce. Mai raga, dar cu elemente muzicale. Muzicale. Pentru că asta te atrage, nu e un recitativ normal. Nu vreau să limit pe el. Adică nu e. Poți să limiți. El oricum e inconfundabil. Auzi, dacă faci tu, I get it, I have it. Cum faci în stilul tău? Adică? Adică tu tot ceea ce auzi... Nu poți să... Tat. Nu pot să cred că te-ai dus acolo. Fiul meu acum e rocker, pornit nu știu de unde, că noi nu punem rock acasă. I-a plăcut lui o piesă, a pus-o mădă pe un story. Eram în Turcia cu 2 ani, deci avea 2 ani jumate și s-a schimbat dintr-o dată o furtună și a pus-o un... Știu-o de asta. Și a rămas mut. Deci era energia aia pe care a transmis-o, nu mai auzit niciodată așa ceva și a zis ce e asta rock și a rămas undeva. Mișto. Și pentru că plecam în vamă acum câteva o lună maxim, am zis hai tati să vezi cum e în vamă. El tot zicea rock, că se uită la Nextar. Aha. Și la Nextar, că i-am pus, bă, hai să uită la niște copii. Pe YouTube. Să se uite la niște copii care sunt talentați, cântă, dansează, fac chestii, nu ce. Și a plăcut Blană Bombă, tati. Nu știu dacă știi trupa Blană Bombă, care au venit niște puștani de 12-13 ani, acum ați zis, mai hândrălăi, 20 ceva, și au cântat o piesă rock, de al meu a rămas mască și a zis, gata. Asta l-am convins că erau copii. Că erau copii. Deci știi cum e, dacă vezi numai niște neni care... poate te îndepărți. Când vezi un copilaș, e ceva. Și acum au intrat și a cântat tot așa, doi copii tot așa, se legănau așa, asta mi-a plăcut, au cântat Banii Vorbesc. Nu copilărește, vezi că s-au dus. Da? Banii Vorbesc! Făceau mortali. Și în fiecare dimineață trebuie să pun Banii Vorbesc cu Banditman. În fiecare dimineață, tată, să pun și are acolo îi place. Și în drum spre vamă am zis hai să spună tati rock, vrei rock? Că am zis, bă, și ce să vedem. Rage Against the Machine.
Mamă, deci a avut așa și eu m-am și manifestat, n-am apucat să mă uit la el și am intrat și un vibe ăla și băteam, i-a plăcut atât de mult încât din păcate acum pun tot felul de piese la Rock FM, la numărul și zice, ăsta nu e rock. Da, adică la Thunderstruck. Uite, a avut o problemă cu Bohemian Rhapsody. Am pus Bohemian Rhapsody și a zis nu. A ascultat-o până la final, când a văzut că la final se duce, nu știu. A stat el așa un pic după și a zis, tati, mai vreau o dată. Știi? Dar l-a atras spectaculozitatea liniei și armoniei și așa mai departe. Da, dar la început nu e, n-are răbdare. Numai, nu știu cum să zic, pe vremuri, uite cum avea, eu nu cred că se mai pot face piese ca atunci, când avea Slash două solo-uri de câte două minute pe o piesă. Pe noi l-am avut. Numai, acum toată piesa aia îmi place mie. Acum îmi place, știi, Colin McRae? Da, Players? Da, da, da. Are două minute și un pic. Da, știu. Și e și preluată. Dar gândește-te că, de exemplu, Iron Butterfly sau Mark Knopfler avea niște linii melodice, 17 minute melodia. Păi. Astea sunt istorie. Da, nu mai pot. Adică, eu înțeleg ce făceau ei atunci. Noi ne-au folosit foarte mult. Vreau să mulțumesc formației Guns N' Roses și Axl Rose, yeah. Care dacă îl vezi acum la concert, zici că e bunică, nu știi cine e băiatul acela. Știi că trebuie să se jure când vorbește cu vreo fată. Nu, eu sunt, uite, ăla. Am înțeles că are o piesă acum în program playlist. Yeah. Când aveam vreo 12 ani. Arătam. My best time. Da. Iată cum trece vremea, da, și nu se schimbă schema. Da. Marele privilegiu la treaba asta cu cântăcioșii este că le rămâne timbru, adică știi? Sunt în mod normal, adică dacă nu așa... Le rămâne timbru, de exemplu... Le rămâne timp, poate să cânte până la... Mircea Baniciu și Dan Bidman sunt două persoane ale căror timbre, ale căror voci au rămas ca la început. Când au pe Bidman lângă mine când cântă, zic, formidabil. Și Tetea este acolo sus... Da. Este formidabil, dar nu la toată lumea. Dar trebuie, adică trebuie să-ți menții mai cumva, puterea. Trebuie să menții cumva treaba asta, nu? Adică să nu exagerezi, să nu faci chestii. Să nu exagerezi în viață. Da, să nu exagerezi în viață. Dar pentru că vorbim acum de amintiri, yeah. Eu am fost în Brașov. Eu pot să spun ce s-a întâmplat în 89 la mine în Brașov. Ok. Dar e foarte interesant că tu, în București, pentru că eu am auzit declarațiile multor martori ale Revoluției din București. Okay. Fiecare a avut puzzle-ul lui. Practic e un întreg puzzle. Fiecare o parte a lui. Partea ta, zic eu, că e destul de interesantă. Ce s-a întâmplat în 89 la Revoluție? Practic, dacă Revoluția este momentul istoric datorită căruia tu ești aici. Și eu sunt aici, în fața ta. Adică trebuie să realizez chestia asta. Dacă nu era Revoluția, noi nu stăteam față în față. Nu ne permitea nimeni să vorbim prostii. Și maxim eram la, nu știu, Casa de Cultură. La Radio România Tineret. Aveam o emisiune despre uteciștii patriei. Exact. Tovarășe Brenciu. Da, tovarășe. În aceste zile extraordinare, Comitetul Executiv au trimis la cules de castane. Tovarășe Badea. Da. Au fost mai mult decât castane. Au fost chiar veverițe. Să cred. Exact așa s-a întâmplat. Am muștruluit-o. Dar vă atrag atenție că nu am precupețit niciun efort. Niciun efort asta. N-am să luăm toate castanele. Castanele așa. Da, altceva. Înțelegi? Da, era ceva foarte greșit. Am înțeles că tu ai dispărut de acasă. Maică ta am dispărut, da. Mama, așa se duceau. I-au dus cu Zina, cu astea. I-au dus la... manifestația unde s-a din produs. Mai cât a fost acolo, da? Da, de la ea a pornit, dar ea, cred că, nu știu, a avut un atac. Dacă se întreabă cineva de unde a pornit, ăla a avut așa, a avut o, uite, asta prima oară când vine să zic. Așa funcționează mintea mama mea. Mama lui Dan Bani, da, Revoluția. A avut așa, și ăia au crezut că zice, au început și ăia, și uite așa, ce au știți cu numai ei, ole, ole. A venit acasă foarte speriată pentru că a fost foarte nasocut. Normal. Urât. Și eu eram plecat ca niciodată, că nu mă îndepărtam foarte mult de casă, pentru că pe vremea nu existau telefoane, știau că trebuie să vii la 8, dacă nu vei la... Nu, ce mă, unde, n-aveai nicio șansă. Avea o arie așa, mergeam în parc, câteva alei și cam atât, știi, ca să poți să te găsești cumva. Și m-am dus cu dirigul, dirigintele meu Iacob de matematică, să-i duc ceva acasă, care era puțin spre Unirea, deci deja spre Revoluție, cum ar fi. Mamă, și când m-am întors, am mai trecut și puțin prin parc.
Era o zi foarte frumoasă, asta e ciudat. Era o soare, mi s-a părut cald, am trecut un pic prin parc. Mamă, când am ajuns acasă era maica mea și nu înțelegeam de ce că nu vă nu era nimic pe stradă, adică nu era cum era când au venit minerii, de exemplu, când vedeai. Deci vedeam alea basculantele alea cu ea că se duceau la polivalentă. I-au fost mai organizați. Au fost mai organizați, că veneau că i-a chemat șeful să le mulțumească. Dar n-am înțeles ce s-a întâmplat. Și a început treaba asta cu Revoluția. La noi nu prea s-a tras, dar oricum pericolul era exista. Și o făceam să râdă mergând, cum să zic eu, mergând mersul piticului pe sufereastră, ca să nu mă nimerească teroriștii. Și o făceam să râdă că era foarte tensionată, că nu știa ce s-a întâmplat. Dar tu nu erai deloc, erai total irresponsabil. Dar nu știu ce vrei, mă, la trei. Erai glumeț încă din copilărie. Am fost. Prima mea chestie, nu știu prima glumă pe care am zis-o, că nu cred că a fost ceva fabulos. În schimb, când mi-am dat seama, când am văzut că râd adulții, eu copil fiind, știi că pe vremea nu prea copiii nu prea nu se băgau în seamă. Adică, n-aveau între copii și nu prea îi băgai în seamă, nu prea îi ascultai, nu veneau ei să zică: "Fii atent ce mi-a dat prin gând și toată oprești petrece, acum suntem toți. Spune, vai, băi, stai că zice ceva, nu știu. N-ai treabă. Pe vremea era du-te, bă, de aici, nu mai n-ai tu treabă." Și când i-am făcut să râdă pe ăștia mari, nu mai știu cum, dar am avut așa o... După ei mei făceam, că erau copii, erau, nu știu, aveam relaționarea asta cu ei, mi se părea că e normal. Eu, ăsta a fost drumul meu, fiind grăsuț, sport nu prea, fotbal nu prea știam, nu știu, eu eram the funny guy, the funny dude în gașcă, eram... Hai, cu bancurile dimineața la petrecere. Asta a fost marea diferență între mine și tine. Tu nu făceai sport, iar eu eram la bustul gol, sub tâmpa, la Șaguna, pe terenul de basket... Ai făcut și tu basket. Da, și toată lumea îmi spunea: "Uite-l pe Tarzan." Am crezut că o să zici, dacă tot zici că-s comedian, că asta e diferența între noi. Tu ai fost grăsuț, eu am rămas. Aici s-a fost tot podcastul. Mulțumesc. Vă mulțumesc toate cele bune. Dar de ce să închem acum, când putem să ne aducem aminte de anii de liceu? Yeah. Am de liceu, nu pot să cred. Mă bune? Haide, mă. Mamă, bă, da. Tu te pregătești, mă. Și atenție, am vorbit ieri. Deci tu zici, mă, omul ăsta n-a dormit, săracu. Ce bun. Dar acum trebuie să mă ajut. Ești Dan primul, da? Am de liceu. Refăcută. Era să moară când noi am spus. Da. Ăsta e refăcut. Tu zici ăla. Trupa T&D. Da, era cu tata. Da, tata. Era să moară. Te-am spus într-o doară că nu sunt fecioară, sunt leoaică, fac ce vreau. Lasă-mă-n pace, să-mi fac ce îmi place, să știi că diseară sunt în club cu fetele. Zi morală, cum să vin la școală, adu-ți aminte, erai la fel. Un, doi, trei și... An de liceu, cu absențe la română, scumpii, an de liceu. Așa era. An de liceu, când lipsești o săptămână și le spui că ești în turneu. An de liceu, când ieșim în hol pe role, scumpii, an de liceu. An de liceu, telefonul sună în ore, vesel ani. An de liceu, da. Da, mai știu. Nu ți-am zis aminte? Nu știu. Strofa a doua. Ia. Tu. Trei și... Profa îmi spune: "Mă las de glume, să-mi scot tatuajul și cecelul din buri. N-am timp de teme, vreau sporturi extreme, nu-mi fac probleme, sunt exact cum mi-am dorit. Și-mi ții morală, cum să vin la școală, când mai ții minte, adu-ți aminte, erai la fel." 2, 3 și... An! 2, 3 și... An de liceu, cu emoția la română, scumpii, an de liceu. An de liceu, lipsești o săptămână și le spui că ești în curent. Mamă, cred că asta pot să zic și ăștia la trap acum, știi că... Ăsta, Petrică, sunt în turneu, tădii. An de liceu. Da, ce piesă, da. An de liceu, telefonul sună în ore, vesele ani. An de liceu. Uite așa, zboară piesele, bă, extraordinar, zboară. Zboară piesele ca timpul. TNT.
TNT. TNT. Am încercat noi să facem un... cum era o fetă? Tatu? Batu? Cum era, mă? Tatu. Un tatu am făcut atunci. Cu Lala și încă două fete, nu mai știu, două brunete. Porma a rămas doar două și porma a venit, de fapt, fata care e la pian acum, tot Laura, care cântă cu Amadeus. Și ele cântau treaba asta. Și am cântat de neanză. Adică știam astea. Eu le-am mai făcut o piesă. A pornit de la mine. Îmi plăcea mie foarte mult o piesă de la Dire Straits, Money for Nothing. Și vreau eu să fac o chestie. Da, da, tot ce ne doream de când eram copii, money for nothing, chicks for free. Și de aici s-a făcut altă piesă. A luat Florin sample-ul ăsta și a făcut o piesă pentru TNT, dar n-a păstrat, că nu se potrivea. Erau niște fetițe de liceu. Tot ce ne doream de când eram copii, money for nothing, chicks for free. Era chips for free, poate. Chips? Da, dar chips timp, for free. Nu era neologismul chips acolo? Da. Vreau să precizez ceva, dacă îmi permiți. Tocmai s-a încheiat o săptămână foarte bună pentru stand-up, zic eu. În ce sens? A fost o săptămână și mai ales o zi, nu știu, într-o zi ne-am potrivit toți trei pe chestia asta. Tu știi că nu știu dacă te uiți în tendințe și ce e în trending. Și te rog, te ascult. Este ceva foarte... Testează-mă, te ascult. Nu am manele, hai să nu ne... Ah, da, trending, da. Manele, manele cu spaci, manele trap și ceva glumițe de-astea, niște vlogger noi, niște de-astea. Așa. Și săptămâna trecută am fost trei în trending. În trending, eu, Nathan Ticu și Dor Octavian Dumitru. În trending, în primele 15, au tot oscilat, dar au ajuns până în primele 15, trei clipuri de stand-up. Și doi dintre ăștia trei au sala Palatul, eu și Doru. Nathan Ticu e plecat puțin că ar fi avut și el, l-aș fi invitat cu mare drag, sau făcea el, dacă așa știi, dar mi se pare... A, și Tibi Neuronu, apropo. A, Tibi Neuronu! Care a luat Golden Buzz în Italia's Got Talent, a luat Golden Buzz făcând stand-up în italiană. Dar... Nu cred așa ceva! Jur, să te uiți, este ceva Tibi fabulos. Neuronu în Tibi Neuronu, va face de 4 acolo, de 2 ani face stand-up și a luat Golden Buzz, că uite m-am întrebat. Acum, dar dacă tu, de exemplu, ți-a zice gata, de azi înainte primești 1.000.000 de euro pentru fiecare spectacol pe care îl faci în Italia. Eh, uita, bilete la business, te aștept la spectacol. Gata, păi italian imediat, îmi pun ce. Zi, neaoș, cum ți intră în gură? Etena. Perfect, asta e gluma. Ciao a tutti, ci sono qua Milano. Auzi, dar pot să zic că e deja, cred că știu română. Romena, italiano, ci sono... Ramona Vlădescu, cum stai? Ramona Vlădescu. Occhio show. Mamă, țin minte, i-am zis că a venit la noi. Am făcut niște glume ușor deplasate, pentru că erau la Ai Umor câteodată, mă lua Valo, așa, mai ales când era roast. Și țin minte că i-am zis Andreea Marin, mamă, venise Andreea Marin să facă roast oricum, ești nebun la cap. A intrat elegant, a făcut un roast foarte elegant. Și când a venit în spate la noi acolo, i-am zis, Mihaela, vreau să zic, cu toate astea, te iubesc, Mihaela. A râs, da. Bă, că ai un repertor bine pus la punct. Ce TNT, ce gașca mea. Rock and roll. Da. Auzi, eu aș mânca ceva. Ce vrei tu să... Ce să vrei să mănânci tu? Auzi, dar, eu aș mânca un... Eu aș mânca, știi ce aș mânca? Fii de aici. Ai multe podcast-uri. Nu, eu aș mânca un... Uite, intru aici și scrie așa. Pui... Sure. Pui la proțap. Băi! Pui. Pui. Ce e asta? Deci de fiecare dată când scriu puișor, mi apare o piesă. Ce puișor? Păi, trebuie să auzim că poate... Aș vrea să cânți această piesă. Oh, shit. Dar de ce? Păi am cerut ceva de mâncare. Eu cânt prima piesă, strofă. Cânt, ai. Fii atent. Da, auzi? Pe asta chiar am uitat-o. Asta e cea mai tare bandă! Fii atent aici. Deci, trebuie să mă concentrez la versurile astea. Tu nu spui nici da, nu spui nici nu, dar știu cum mă privești. Păi nu mă, băi, schimbă. După. Hai. Cu cine? Nu mai ieși afară! Ieși afară!
Atenție! One, two, three! Tu, tu nu spui din... Bă, da, nu, da, bă, bă, nu, nu vrem să o lăsăm. Da, bă, nu. Hai, bă. Da, bă, stai că... Hai. Da, bă, doar prima. Da, hai, da, bă, zi. Că mă așa. Un, doi, trei. Tu, tu nu spui nici da, nu spui nici nu. Dar știu cum mă privești, vrei să mă păcălești. Tu, tu nu vrei nici fără, dar nici cu. Inima nu te poți juca, fate cum știa. Ai, 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 ai. Băi, deci nu știi. Nu iese, mă, dar bă, ai încercat, bravo. Am încercat. Dar există un Dumnezeu. There is no, pentru că ai cântat foarte bine. Aș vrea să-ți spun că eu nu te las singur la greu și la bine. Ce faci? Du-te, bă. Băi, tu ai multe podcasturi de-astea? Că nu, nu mă dorm doar cu tine. Știu că ești pescar. Știu că ești un om care iubește peștele. Știu că ești un om care nu se... Am vrut să-ți minte ce pește, dar am uitat pe tine. Este o balenă... Micuță. De baltă. Balon de lac. Dar ce? Ăsta e de undeva, okay. Ăsta e un platou, se numește platoul Marea Neagră. Așa, de unde? Eu l-am, cum de unde? Shit. Eu l-am făcut. Toma s-a închis la ta, ai văzut ce era în bucătărie la ea? Nu e okay. Dar nu-i de acolo. Nu e ok. Nu e ok. Stai, mă, că dau, uite. Stavrin, nu, dar zic, de unde e? De la mine, mă, de acasă. Du-te, bă, de aici. Adică tu crezi că nimeni n-a plecat de aici cu... Nimeni n-a plecat de aici cu o problemă. Midi? Maxi? Tu? Tu? Nu spui... Băi, nu poți să cânt melodia asta. Lasă așa. Lasă că... Uite. Producător. Asta, da. Ia. Spune-mi exact. Pe Wikipedia scrie așa. Producător... După ea 2007. Ce e ăsta? Nu știu, dar cred că nu e la Margo, mine. Margot, 2006. M-am mai întâlnit cu treaba asta. Ce se întâmplă cu ăsta? Este alt Dan Badea. Nu sunt eu. Nu cred! Păi ce am din film, din de-astea, nu știu. Nu scrie Margo, chestii, nu știu. Nu sunt eu, ci trebuie să mă bag pe Wikipedia să lămuresc treaba. Te rog frumos. Că, uite, mai... acum. Hai mai pune un pic. Puțin. Merge. O să intru pe... Wikipedia să rezolv treaba, dar... Pentru că știam că îmi vei spune chestia asta, eu am intrat deja și ți-am luat datele adevărate, care sunt așa. Ia. Yeah. Ai jucat în La Seral. Uh-huh. Vezi? Te-am ghicit. Nu, numai că am jucat. A fost ideea mea, eu am fost și le-am propus-o. Mi s-a părut că o să fie așa un fel de La Sfierbinți urban. Așa. Pentru că îți dai seama ce era acolo. Era toată pleava. Și taximetriști în capul meu și tot felul de dăștia. Da? Și bagabon și tot felul de chestii. Și mie mi-a plăcut foarte mult. N-am avut timp să scriu în timpul ăla, cred că a fost cel mai aglomerat. Ce an era? Nu mai știu exact. Cel mai aglomerat? Cred că 2019, când am avut Sala Palatului, am avut și Ai Umor, am avut și turneu, plus Sala Palatului. Anul trecut, gândește, am avut așa, două Ai Umor, un Stand Up Revolution, două turnee și Sala Polivalentă. E astfel încât m-am oprit un pic cu Ai Umor și voi continua tot la antenă. Sunt în discuții pentru un proiect foarte, foarte mișto. Nu știi cum e, nu pot să zic că nu știu ce, pentru un primăvară. Dar m-am, pe umor, e bine. Dar am zis să mă concentrez puțin mai mult pe stand-up, că îmi place foarte mult și parcă n-aveam tot timpul pentru treaba asta. Știi că toți m-au întrebat, de ce? Nu uita și Mădălina vrea dragostea ta. Da. E o piesă. Un cartuș de Ken și un pachet de cafea. What? Ce e asta? Nu știu. Nesfârșit. Nu. Aniversarea, da, am jucat. Băi, frate. Stai-mă un pic, cartuș de Ken. Stai, nu știu, poate am uitat eu. Stai-mă un pic, ia. Stai puțin. Ia, stai-mă, aniversarea, da. Am luat și nu știu ce premiu, dar aia poate... Alo, bună ziua. Aș vrea să vorbesc cu directorul de la Wikipedia. Uh-huh. Dan Badea mă numesc. Da. Domne. Deci, La Serala e ok, un cartuș de Ken și pachet de cafea n-am jucat. E posibil. Nesfârșit n-am jucat. Nu știu. Și în aniversare, da. Dar nu știu dacă... Deci te ia-ți pe alea două, da? Nu, să nu le tai, că e posibil să nu-mi amintesc eu cum se numeau. Să trec la următorul punct, dar am emoții. Alo? Cu Marius Văduva, vă rog. Da. Cum? Am să mai servim de aici. Haide. Îți cânt eu dacă vrei. Din ce mai știu, și-o două acorduri și... asta era o piesă pe care o mai știam. Mulțumesc, revin! Hai, mă, lasă-mă și pe om să mănânce. Mm-hmm.
Da, Dumnezeule. Păi stai, schimbăm totul. Merge cu peștele. Dar nu știu, nu știu. Cum e? Oh, no, we should be here. Și de aici Dear after you going on the same ground how found several years wish you were here wish you were Deci practic tu știi coperțile, știi? Doamnelor și domnilor, la sala Palatului nu se va întâmpla un concert, nu se va întâmpla un stand-up. Se va întâmpla o revoluție muzicală, artistică. Dan Badea este acest Roger Waters al comediei românești. Adică cel care dă apă la moară. Romediei comedești. Comedești, mededești. Ce vorbești, mă? Mai zic și mai. Nu mai știu, nu mai știu. Dar știu asta. Ia. Yeah. Spune-i mirelui că... Exact, ia ce-am! Oile placide au sărit la iarna cu multă vorbe din care vor consuma iarna întreagă. Și aici era bă, dar era bă, dar nu mai știu, bă, degetele astea. Uite. Nu te ascultă, nu știu, nu, trebuie nu să mai rezolvăm chestia asta. Trebuie să bine, intri... mă, bine, hai. Nirvana să trăiască! Badea să tinerească! Asta mai e o chestie, că, cred că și Jman, adică să dai asta, na, cine știe, cu chitara chiar știe, știi? Dar sunt câte unii care, asta, orice piesă o transforma un ăsta, în de drumeție. Știi? Adică, sau yeah. A, din nou drumeție. A, din nou manea. Uite, uite. Oile. Da, nu. Eu am talentul ăsta, să știi. Am când beau un șpriț, când beau un șpriț. Da, mic. Mic, am talentul să transform piesele în corect, pentru că așa intervenit el odată. Ia. Se leagă foarte bine de momentul ăsta. Doamnelor și domnilor. Ia. Eu nu știam vreodată că dacă deschid eu YouTube-ul, o să găsesc chestia asta. Și totuși Dan Badea a făcut-o. Hei, hei! Ce e asta? Aici am mai luat prin surprindere. Ce normal, normal! 2, 3, 4 și... La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Da, da. Nașule! Deschiderea de la sala polivalentă unde a venit și eu. Asta e! Hai, hai! Mamă, n-am unde să fug, că mă vede țigani. Mamă, n-am unde să fug, că viața să-mi ia banii. N-așa, n-au, mamă, mamă. Bine, ai el pe nadez, mamă, mamă. Și încă o dată, n-așa, mamă, mamă, mamă. N-așa, n-es, mamă, mamă. Aici deja astea toate sale lui e foarte șmecher. Dar mie îmi place foarte mult aia. A, brigiu. Partea aia, știi? Când zice... când rămâne problemele mele. Da, când zice ma, ia, așa, asta, aia. Asta, asta, și am necazul și belele. Scapă-mă. Da, rămâne frumos pe aia. Am necazul și belele. Scapă-mă, badea de ele. Și are, îmi place cum îi fuge. Foarte bun. A, n-am, mamă, n-am unde să fug, mă vede țigarii. Mamă, n-am unde să fug, că lângă mea banii. La geanau, mamă, mamă. Everybody, te janez. Mamă, mamă. Deja nu mamă, hai, da, mamă. E dat lui că ele a? Nu, mai ce să mai dăm. Mamă, n-am unde să fug, că mă vede țiganii. Mamă, n-am unde să fug. Da, ai dat-o, nu, ai, că e frumos. Naja, n-au, mă, da, aici pot să mă juc și eu. Naja, n-au, mamă, mamă. Am
necazuri și belele. Scapă-mă, mamă, de ele. Dar ce m-a spart mai nou? Rămâi acolo că-mi place. Ce m-a spart mai nou? Opa. Alo! De la Seara Paradului! Ați anulat tot? Faceți dos? Păi ce crezi? Ce crezi tu? Când am cântat cu band, am luat o piesă și am zis că e jazz. Nu mai știu nici acum, nu mai știu exact, dar cred că era... Ai uitat-o? Da, am uitat-o, dar cred că era... Hai, dacă trebuie să... Dar ți-arăt, stai că intru pe... Asta n-am ce să fac. Dar știu că a ieșit ceva foarte, foarte funny. Eu cred că... Am făcut o piesă Manea Jazz. Pentru că îmi doresc foarte mult următorul proiect, am zis să fie comedie și lăutărie, în care să mă joc cu stilurile, să mă duc, adică piese incredibil de, nu știu, metale sau altul, nu știu, să le aduc în zona asta și din potrivă să plec cu zona de lăutărie de toate felul, să mă duc în alte stiluri. Dar nu cu un band, așa, nu știu, că e foarte greu de și greu, da? Cu un om priceput vorbim, deși las că te ține minte. Așa. Dan Badea s-a căsătorit cu Mădălina... Ghiciți unde? Nu în județul Ilfov. Nu, Rădăuți. Nu, domnule, nu în Teleorman. Ci la Las Vegas. Da. Martori. Ce au fost martori? Nu, fără martori. A, acolo nu-i martori. Dar nu ne-am căsătorit, am cerut-o. E cererea în căsătorie. Eu am tot urmărit, aveam inelul la mine, nu l-am luat de aici, că am zis că se prinde, i-am luat un inel de acolo, dar foarte greu mi-a fost să fug de nebun, să văd, să caut, să știam cam ce își dorește, l-am nimerit perfect. Și am avut cutiuța aici la piept, când am fost la Grand Canyon, am zis, mamă, Grand Canyon, fii atent aici, n-am îndrăznit să călcăm pe chestia aia de sticlă, pentru că ea are frică de înălțime și în tot Grand Canyon stătea așa, i-a zis, cum să cere femeie, vrei să, era așa, nu, n-are rost. Așa. După care, uitând, ea nu mi-a zis că are frică de înălțime, doar am văzut-o puțin și a zis, bă, poate, nu știu, poate, nu mi-am dat seama, pentru că imediat după aia am zis, hai să ne dăm în stratosfer, știi, stratosfer. La revedere, înțelegi? Ne-am dat în două din ala, deci primul a fost mai nu știu cum a rezistat, dar la ăla când a dat-o în sus la 130 de metri sau cât e, când a făcut să așa... Să nu spui că a leșinat. N-a leșinat, dar nici bine nu i-a fost, dar iar acolo vreau să o cer și iar. Se vedea tot Vegas-ul, era super. Ai vrea să spun, înțelegi? Da. Că te iau? Anuna seama că nu sunt Bordea aici, mă, Bordea știi cum a cerut-o. Nu, cum? A sărit cu parașuta. A sărit cu parașuta și... și avea pe unul în spate, îți dai seama, cu un băiat în spate să-i cer soția, este ceva foarte... Așa s-a gândit, n-ai? Da, funny. Și dau cum e. Ce? Da, și ideea e că am coborât și de acolo și prietena noastră bună, Amalia Năstase, care era și atunci acolo, ne-a zis, bă, dacă mergeți în Vegas, că noi mergeam din LA în Vegas, da, înainte, a zis, mergeți, e un restaurant foarte mișto, de unde se văd și fântânile fântânile de la Bellagio, jos acolo, faci rezervare și e foarte mișto, dă spre fântână, nu știu ce, și am zis, bă, ăsta e, am găsit. Cu chiu, cu vai, am găsit și o masă, ce crezi? Și i-am făcut chiar surpriză, i-am dat unui ospătar. Dacă îmi strica la momentul, cred că făceam... El nu știa săracă, era un ospătar mexican, probabil, și i-am zis, ține telefonul, nu faci nimic. I-am dat eu pe filmare și zic, nu faci nimic, n-atingi, nu știu ce, doar îl ții. Și i-am zis, hai să facem și noi o poză, i-am zis, mă, hai să facem și noi o poză aici cu fântânile, cu nu știu. Bine, și a văzut că ăla tot vine cam prea aproape pentru o poză, dar n-a zis nimic. Știi că eu imediat cum am început fântânile, m-am pus într-un genunchi. Eu am făcut așa, nici știu dacă m-am întrebat exact unde a zis, știi, că din toată nebunia aia, da, nu știu ce, erau mai mulți oameni acolo, era o terasă destul de micuță de vreo 40 de locuri, dar erau niște oameni foarte mișto, care au, când a zis da și nu, au aplaudat, bă, și să vă uitați pe filmare, că eu am așa, eu din reflex n-am auzit aplauze, am făcut... I'll give it to you, just hold it, right? Just hold it, don't press it. Ah!
Thank you very much. Thank you. You're welcome. Stay best. Ia arată, ia să vedem ce inel ți-am. Mai cât de frumos. Baby. Mai cum e nego? Am făcut o seamă pic de. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you very much. Is that money over here? Thank you. Show-ul va ține mai. Și după aia am fost la Seinfeld, să-l vedem la Caesar Palace și ne-a plăcut foarte mult. Și am, cred că puteam să mă văd cu el dacă eram mai deștept, dar am fost foarte prost. Foarte prost, știi? Știu, că I-am greșit o literă. I-am dat un mesaj pe internet, un mesaj pe Facebook, pe că nu aveam număr sau așa, sau mail, nu m-am gândit. Am crezut că citește un cineva din stafful lui, că mă gândeam că el nu citește. Și citește cineva. I-am scris, i-am zis, sunt mare fan, ne-ați influențat tot ce se întâmplă acum în România. Dacă nu erai tu, era dumneavoastră, că nu știu ce. Și i-am zis, dear Mr. Seinfeld, cu D. Și din momentul ăla, cred că n-am mai citit nimeni nimic. Cred că a fost dear Mr. Seinfeld. Limbajul tău era puțin Sandy. Da, a fost. Au greșeală, am greșit. Nu știu, poate ne întâlneam. Nu știu ce ar fi zis, nu știu ce ar fi făcut. Dar... Băi, important este că, dragă Mitoșor, ești aici cu noi și că mă bucur. În orice caz, tu ai continuat relația ta și de obicei e puțin riscantă, dar tu ai prezentat și o emisie de a spus Coffee Break. Pe internet. Ia vezi tu că nu, eu am fost un fel de coprezentator. Ia e miezul acolo, Mădălina. Ați fost împreună Coffee acolo. Break, da, este proiectul ei și în care mi-a plăcut foarte mult să particip și să mă joc și eu acolo, dar ea a condus totul. Ea conducea... Prefer să mai fie vreo emisie în care da. Sunteți amândoi? Da, 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 da. Chiar, uite, am fost la Neamărin acum de curând. Aha. Și ne-am simțit extraordinar. Nu ne-a bătut, mă rog, nu contează. O să vedeți în primăvară, să nu dau spoilere, dar ideea este că ne-am simțit foarte bine împreună și încă mă gândesc că am rămas așa cu o nostalgie, aș vrea să mai fac treaba asta. Mădălina acum se uită la noi, așa. Te pupă, te rog să îmi spui trei calități ca prezentatoare TV ale ei. În primul rând este o combinație care nu știu de cât timp n-a mai fost sau dacă a fost vreodată, dar cred că a fost la un moment dat, este sexy și funny în același timp. E foarte greu de obținut treaba asta. Ea este o femeie foarte frumoasă, foarte sexy și e foarte funny. Și în același timp își dorește să sexy facă... Sexy și funny? Da, da, da. Da. Vin da. Americani? Da. Da. Și asta dorește... era reclama mea la Răzvan și Dani. A, da. Le plăcea lor foarte mult. Ideea este că ea are foarte multă experiență în domeniul ăsta, pentru că înainte să muncească, a muncit într-o companie pharma, a făcut televiziune la Antena 1 Pitești, ea făcea totul într-o emisiune, prezenta, făcea materiale, mergea pe SEO, deci experiența are. Am și îi place foarte mult domeniul ăsta. L-a lăsat deoparte și eu, la îndemnul meu și al mai multor prieteni, ziceau, bă, ai toate calitățile, de ce nu faci, de ce nu faci? Am făcut proiectul ăsta care ne-a plăcut foarte mult și mi-a rămas o nostalgie. Este în același timp foarte empatică, foarte pe fază și... Ajunge! Nu, stai, lasă-mă să zic ce s-a întâmplat. Este foarte, cum să zic eu... spontană. Mai mult decât spontană. Tu gândește-te că foarte face orice pentru invitat. Nu, în sensul că, de exemplu, foarte multe glume din ce am eu, ea le zice, ea, de la ea. Eu acasă, eu nu sunt vreun glumeț sau vreun asta. Eu încerc să acumulez. Absolut. De exemplu, celebra cu nunguriță, ea a zis-o. Nu știi? Nunguriță nu. Nu știi? Hai, că am zis-o, dar ți-o mai zis ție. Eram la mare... Și cu fiul în timpul pandemiei, noi stresați că tot băga luat de poze. Era la un an jumate când e momentul ăla când tot bagă în gură. Da, da. Și asta am făcut cât am stat la mare. Nu înguriți, nu mureai, deci nu mai aveai gât, nu mai aveai salivă, știi? Și făceam cu schimbul. Știi? Adică eu stăteam o oră, ea stătea o oră mai bea. Dar spuneți același lucru, nu înguriți. Spuneam același lucru, știi? Și a venit ea și a zis, las că prea eu de aici. Și a venit direct, nu înguriță, nu înguriță. Și eu i-am zis, vezi dacă cu 2 ani jumate ai zis, nu înguriță? Asta e gluma ei. Ea a zis-o. Am înțeles. Ea a zis-o, ea s-a gândit la ea. Deci gândește-te cam la ce nivel este... După ce... Se încasează cecul. Da, se. Da, bineînțeles. Eu și interpret, ea este muza și coordonatorul spectacolului. Oh, Doamne. Cum a mers ultima cununie pe care ai luat-o
în septembrie 2023, unde ai făcut stand-up? Știți că nu o să veniți la noi la aia? Mi este cu stand-up, dacă e vreodată la anunți. Am făcut. Deci am făcut ultimele pe care le-am făcut, e asta de care am zis la umor, dar care nu s-a dat pe YouTube, unde m-a sunat un... Păi nu, că au selectat un anumit material. Dar mi-a rămas în cap că m-a sunat un om, bă, foarte ok, deci iertați-mă, nu vreau să zic nimic de oamenii care sunt vegani, sau, dar a fost ceva extraordinar. Că a zis, bună ziua, știu că nu o să veniți la noi la nuntă, și a zis, noi suntem vegani, și acolo mi s-a rupt filmul, pentru că a făcut o pauză. Noi suntem vegani. Da. Așa? Bă, ne, înțelegi? Adică, ce să zici? Ce zici tu la asta? Zi, noi suntem vegani. Foarte frumos. Nu greșim. Așa? Da, după aia am transformat o glumă. Și am zis, da, bine, felicitări că ați avut energie să sunați, dar ziceți care e treaba. Și a zis, facem o nuntă și meniu vegan, ce aia, că nu știu ce, că nu ne vin prietenii. Și am zis, bă, ca să liniștesc pe om, zic, lasă-mă că nu în asta stă, omule. Distracție, în șpriț, ce veganii nu beau șpriț? Și eu m-am zis, veganii, da, dar noi nu, că suntem adventiști. A, și mai grav. Și m-am dus să fac stand-up la o nuntă adventistă vegană și oamenii au fost extraordinari. Dar eu a trebuit să transform, pentru că am mintea asta de la Demrădulescu, perspectiva asta pe care mi-a dat-o el, tot timpul să cumva să văd partea funny, partea funny a vieții, partea funny a unui întâmplări, a unui orice. Știi? Și am transformat-o într-o chestie, dar oamenii au fost extraordinari. Dar ce ai fi putut transforma într-o chestie, într-o glumă vegană, să zic așa? O glumă vegană? Zi-mă, păi glumă vegană. Și că fără sare, fără piper, fără nimic, îmi pare foarte rău. Nu, acolo, tu ești vegan sau ro-vegan? Că asta e important. Vegetarian? Vegetarian. Sau vegetarian poți să fii. Dar asta nu înseamnă. Acum auzi ca și cum, pa, vegetarian. E foarte greu. Asta rău vegan, de fapt, toată lumea mă întreabă. Ce mai ai ceva cu veganii? N-am absolut nimic. Doamne ferește, dimpotrivă. Mi se pare că este foarte greu. Nu e țara. Nu e țara aici. În care tot timpul te întâmpină mirosuri în stânga și în dreapta. Chestii, e greu să ții, e greu să găsești produse care... Acum e mai ușor, dar uite, îmi povestea, mă uitam la Nadine, când a venit din America, ro-vegană și nu știu ce, și ronțăia toată ziua, deci avea casă tot alea, cu tot fel de țeline, de alea, toată ziua mânca niște că nu aveau. În America erau tot fel de produse. E foarte greu, este foarte greu și îi admir pe oameni. Crezi că vreodată România se va transforma într-o țară vegană? La noi. Rău, vegană? La noi. La noi. Unde cea mai bună legumă e? Porcul. Unde, vestoasă? Când vreodată în viața ta o să... Nu, nu, noi o să rămânem. Dar este, probabil, este o chestie și o spun fără nicio tendință ironică, este un semn de evoluție. Adică da, am de un pas înainte. Sunt niște oameni, am mâncat carne, am mâncat de-aia. Ce? Bă, probabil că ăsta, vegetarianul și pe urmă vrea, dar nu înțeleg asta la ro, vegan, nu înțeleg ce au cu focul. Asta, aici am eu treaba. De ce să nu dai foc acolo? De ce să nu... Așa e chestia cu focul. Da, ro, vegan, nu. Până la 40 de grade. Știi ce înseamnă 40 de grade? Ca și cum ai ține când e la subțioară. Ce gătești tu la subțioară? Zici și mie, ce faci? 40 de grade, da. Că se alterează roșia aia de ianuarie, știi roșia tocmai, aia de ianuarie? Tocmai știi? Mi-am dat seama. Așa? Că nu pot fi vegan. Ro-vegan nici atât. Dar care e mâncarea ta preferată? Mâncarea mea preferată? Este... All time nu există așa ceva. Nu? La mine e salata de băf. Salata de băf pe care când eram mic nu o mâncam, nu aveam nicio chestie. Acum a devenit... Iubire, adu salata de băf! Te duci la maică ta, îi spui că eu te-am trimis. Da, da. Să facă... Nevastă mea face... Da. Mădălina știe? Știe, da. Băf? Da, da, bun, de tot, bun. Și mai e o chestie, multă lume face, dar gustul ăla dat din nu știu ce, pe care îl găsești mai rar. Nu știu, cum ai prins tu, cum ai trăit? De exemplu, ești de acord să fie mazăre în salată de băf? Da. Eu nu sunt de acord. De ce? Nu există așa ceva. Aoleu, stai că am o problemă mare. Aici e, ești de acord să fie? Biserica, credești, catolică, să ne certăm acum. Ești de acord mazăre... să existe măr în salată de băf? Nu, în niciun caz, Doamne, deci... frești, măr... De ce, mă? Da, mă, să pune și banane acum, dacă tot e... Asta e progresul. Testăm până câștigăm. Testăm. Auzi? Testăm și câștigăm, da. Dar nu-i de ajuns că românii fac salată de băf cu porc sau cu pui? Care e salată băf, că nu există băf. Auzi, cu puișor? Pui, nu, acum pui. Hai să reluăm textul ăla cu puișor, că... Acum pui și măr, pe bune, măr? Fără, ne, da, nu, mă, eu, mazăre... Da. Bă, tu ai vrut, nu, la tine s-a vrut să se facă de-aia, mă,
All times. Nu, cum se numește aia cu mărțele de crudități? Mărțelină și pui. Păi aia nu-i băv mai, crudități. E adevărat că Teo te-a invitat pentru prima dată la un stand-up pe scenă? Da, e adevărat. Eu ce an era asta? 2007, cred. În 2008 m-am hotărât eu să fac. În 2007 deja era urcat clipul care atunci a fost mega viral, care se numește Cuvinte Vulgare, făcut de Teo și care ăla, eu consider că ei făceau din 2003. Bobonete, Bordea, Teo, Vio Costel, da, a fost o gașcă și mulți alții, bineînțeles. Dar în 2006 sau nu știu când s-a pus pe net, 2007, Cuvinte Vulgare care na, avea un milion de vizuale. Un milion pe vremea era cum ar fi acum 100 de milioane, nu știu, ar fi ăla, Gangnam Style, adică știa, da, toată, da, 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 toată lumea știa, miliard, da, totul, toată lumea știa, dar acum era? S-a aflat de stand-up. Eu știu... Era o premiză extraordinară despre cuvântul acela și că e folosit ca semn de punctuație, ca orice la... Am înțeles. Și ce. Dar eu mi-a atras atenția internetul vis-a-vis de o poantă atunci când toată lumea, mai mulți comedianți, a făcut-o pe Maria în baie, cum o chema? Da, da. Dinulescu. Dinulescu, da. Și era în baie așa. A făcut Bobo, Micuț. Așa, așa, și erau mai mulți așa în baie. Corect, da, da. Eu nu... Aia a fost foarte... Aia, în primul, ce-au făcut ei, da, e foarte tare, nu știu, dar ce-a făcut ea e cumva de neînțeles. Dar după aceea Maria Dinulescu n-am mai văzut. N-am, nu știu, poate a zis... și-a umplut cadă prea mult. ce-a făcut. Da, a dispărut cumva. Deci, eu cred că trebuie să știe lumea un lucru pe care probabil tu l-ai uitat, dar nu o să-l uiți niciodată. Și Florin Groza o să-ți atragă atenția că tu scriei primele tale glume pe site-ul lui. E ok.ro, da. Cum? E ok.ro. Deci ăla a fost prima de exprimare ca și comedian. Florin, da. Florin este ceva foarte... Ciudat. Inedit, ciudat în peisajul ăsta. El a avut Facebook în primii 30 din România. Mi-aduc aminte, da. Da, era, ne spunea de Facebook că ce o să fie, că ce o să treacă. Și noi eram, bă, lasă-ne, mă, tată, nu știu ce. El a văzut toată oportunitatea asta cu internetul, cu nu știu, și a făcut eok.ro ăsta, care era o platformă foarte vizionară pe vremea, adică era mult înaintea vremii și tocmai de-aia la un moment dat s-a oprit, că nu mai așa, dar foarte, adunase un grup foarte, era Despot care scria despre muzică, muzică rock, nu știu cum, prezenta Gina Pistol, mai erau oameni din domenii foarte asta clare. Asta nu în 2000. Nu în 2000. Asta nu 2000. Nu, nu în 2000, 2007, 2008, ceva aha de genul ăsta. Și mulți, mulți eram pe acolo. Și eu am zis că să scriu. Și am zis, bă, nu scriu. Noi, cum aveam studio, am zis, hai că le trag audio, le fac audio. Știi că aveam eu niște... Noi ne distram foarte mult în mașină. Deci la noi în mașină, zăseam, știi drumurile alea nesfârșite? It's a long Doamne, road. Atâtea drumuri și du-te... Deci noi aveam performanțe... Deci performanțe, le spun între ghilimele. Aveam la Timișoara... Și după show plecam spre Costinești noaptea, aole, da, știu, și conducea Merinu, nu știu dacă îl mai ții minte pe Răzvan. Răzvan! Da, Răzvan, da, da, care da, da, conducea la un moment dat, era, eu atât, m-a trezit pe autostradă, m-a trezit soarele așa, era dimineață, și eu când m-am uitat în stânga la el, el citea un ziar, bă, la volan, deci era atât de plictisit că nu putea nici să asculte radio, că noi dormim, nici nu avea cu cine să vorbească, și a fost frapant pentru mine, că m-am uitat și mă așteptam să văd un om care e concentrat pe volan. Da. Și el așa, s-a uitat într-un ziar. Da, dar pe vremea nu existau centurile care acum se fac. De exemplu, eu zilele trecute am descoperit că de unde erau 3 ore și ceva până la Craiova, sunt acum 2 ore și ceva până la Craiova. Da. Pentru că au niște centuri. Niște centuri. Nu, da, da, pe vremea iartă-mă, dar când conducea, de exemplu, Miță, care e acum pilot, noi făceam București-Brașov într-o oră 20. Adică dar cu ce mergea tăticul? Un Audi A6 cumpărat de el. Nu, ascultă-mă, avea nu știu cât sute de cai cumpărat de la, nu știu ce, ambasador. Mă rog, s-a întâmplat să fie cu orice mașină făcea, ascultă-mă. Absolut. Cu orice mașină. De la antenele dăduseră niște Cielo care la 2 luni intrau la casat. Cielo, da. La casat intrau. Vreau să spui o chestie interesantă, pentru că eu te știu așa emotiv și punând suflet. Da. Cum este un ritual al tău la sala Palatului? În primul rând, stresul... Acum, nu o să ai mai stres, că nu mai ai muzică acum. Da, stresul meu era cu muzica, ai the, văzut. The stress is gone, BB King. Ți-am zis, deci stresul și a fost că n-am știut versurile. Am zis și de tine, am zis și de tine. Aia că n-am mai știut ce să zic.
Am zis și de tine și de bănică, ca să nu vă supărați. A, nu, 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 așa. Am zis ceva... Tu poți să pui bipuri, nu? Bănesc că nu e... Așa. Deci când am zis aia cu în grădina, case mele, copa... Ba, am repetat asta, să te-am în spate. Deci nu mă gândeam la materialul meu și era material nou. Pentru că eu cu o lună înainte am fost anunțat de colegii mei, Micuțu și Bordea, că dăm material nou la sala 4. Nu dăm pe ăsta pe care l-am zis tot anul, că lumea vrea să vadă material nou. Și într-o lună a trebuit să stau pe el, să scriu, să fac, să dreg. Știi? Și am venit cu jumătate de 25 de minute cât erau, material nou, la prima mea sala Palatului. Și colac peste pupă, am zis, stai-mă un pic, nu cânt eu copacul, intru frumos cu copacul. Să știi că am apreciat aia. Ai apreciat, dar cu versurile greu. Deci a ieșit alambicat, deci am intrat, am zis, în grădina, casei mele, copacul, care cântă și pe frunze și pe vânt, care și aici, gata, s-a terminat și am zis, care ai belit-o, brenciule, și ăsta, cum zice, și bănică, cu sala Palatului, că a mai apărut unul, că nu știu ce, înțelegi? Că nu mai știam ce să zic. Da. Deci de fiecare dată când zici versuri, nu faci pe asta. Și am mai zis una tot de, vezi că eu te pomenesc, dar a rămas ceva acolo în sala Palatului. Când am terminat Let Me Entertain, eu am zis, trebuia să rămână un brenciu și într-o stă ăsta. Așa că, na, vezi? Bă, vreau să spun că tu mai ai încă vreo 3 ani. Încă 3 ani? Așa. Câți ani? Încă vreo 3 ani. Până când faci? 50. 50. Yeah, I know. Vreau să te întreb, cu siguranță te gândi la asta. Yeah. Că tu ești tipul ăsta care le pregătește. Ce te-ai gândit tu? Peste 3 ani pot să intru în backup singer la bunică. The 50s. Yes. Nu? Yeah. Shuba shubi. Shubidua. Shubi. Shubi ubi. Cum era, mă? Yeah. Shubidua. Nu, cu pui șori, șori. Shui pui. Cum? Pap și mare, mare, pap și mare, mare. Așa. Vreau să întreb o chestie. Zi. Te-ai gândit în anii ăștia, vis-a-vis de ceea ce te pasionează acum, muzică, whatever, ce vrei tu? Așa. Te-ai gândit vreodată să faci ceva magistral în 3 ani de zile? În acești ultimi 3 ani de zile, ca să zici, dom'le, am încheiat 50, am făcut chestia asta și acum începe o nouă viață după 50. Ți-ai propus ceva din asta? Definește magistral. Nu știu, de exemplu, acum, așa. I-am zis dumneavoastră mai ieri, iubita mea, chiar dacă mă doare puțin genunchiul după ce am jucat tenis vreo 2 zile consecutive și nu m-am revenit încă, vreau să spun că eu alerg ca nebunul. Da, da. Sunt alergat. Da. Am zis, vezi că până la 60 de ani, eu mă duc pe Kilimanjaro. Și a zis, ce e asta? Păi da, să știi. Deci ai grijă de, eu nu mă duc cu copii. Tu ai grijă de copii, eu mă duc pe Kilimanjaro. Tu ți-ai propus dar ceva. Dar nu vrei doar să-i spui că ai nevoie de o vacanță singur? De ce trebuie să te duci tu? Dar tu crezi că oamenii ăia care chiar urcă pe Kilimanjaro, da, ca să se regăsească, ca da, să facă da o performanță, au e chef de... My way, hai mă că puteți, hai de... Tu crezi că e în liniște? Vrei să provoci tu o avalanșă pe Kilimanjaro? Să mă ia cu... Bă, mă plictiseam și am început. S-a dus tot. Băi, ia mai apasă butonul, mă! Da, mă, dar ce chiar... Doamnelor și domnilor, iar acum, mai... înainte de întrebări care vor veni imediat, care sunt ultima sută de metri a celebrului nostru podcast, vă atrag atenție că vine una dintre cele mai tari melodii ale tuturor timpurilor. Sunteți pregătiți? Nu vă aud! Aiurede! A, deci știai, mă, bă! Aiurede! Vezi, mă, că știi! Aiurele! Oh! Pesa! Zi-mă! Zi-mă, mă, mă! Pesa de fustițe! A, mai mai stăm? Ce nu știu ce. Ce mai stăm? Păi nu, că iar o luați. Pe stradă fustițe scurte și bluzițe transparente, blonde, brune sau rusca. A, dar aproape despre am zis sau uscat. Ochii bădini. Blonde, brune sau uscate, sunt aproape despre care... Băi, eu vă... N-ai ce zi, ne apropiem de 50. Blonde, brune sau uscate. Bă, promitem că o câtă fie. Blonde, brune sau uscate. Ok, 1, 2, 3. Pe stradă fustițe scurte și bluzițe transparente, blonde, brune sau roșcate, sunt aproape dezbrăcate. Ochii văd inima ce repeste tot, numai plăcere, te transform tretat, tretat, din normal în obsedat. 1, 2, 3. La stânga femei, te uiți fără să vrei, la dreapta femei, pe toate să le iei, fără să vrei, te uiți după femei, super femei. Ce altceva mai vrei? La mare.
zi. Nu, no, știu să zic. Stai să fac omul, că are solo. Solo. Lasă, lasă să-și facă și el. Să-și facă și el talentul. Ia, gen. La mare nu vă mai zic, e un paradis mai mic. S-a spart conducta cu fete. Mai de capul tău, băiete! Dar să mi-l. Ai și un pic mexican, așa, dar e ok. Arriva! Mai facem? Atenție, intrăm acum strofa a doua. Dă nu da, da, vezi că aici e Bogdan, aici era potic. 1, 2, 3. Ești pe... La ultima asta, mai pe seara, mai ultima. A, mai pe seara, aia. E seara pe la terase, e plin de fete frumoase. Vin și ți se pun în poală, ne bagă pe tot din boală. Ne uităm după femei, fiecare are trei. Dacă vrei și tu o fată, mai cântă cu noi odată. Ce fel să mi-tă! Super! De o nebunie! La stânga femei, te uiți fără să vrei. La dreapta femei! Toate să le, unde să le cântă? Fără să vrei! Body dintre toți, Bogdan, mamă, cântat, dar restul... Atenție! 1, 2, 3! Mai pe seară ies pe stradă, cafelina după pradă, vreau să fac în primul pas, ca să mă ducă de nas, ochii mă din inima cere, pe setul nu mai plăcere, te transform dreptate, dar din normal în obsedat. La mare nu vă mai zic, e un paradis mai mic, să spar conducta cu fete. Sunt ca femei, te uiți fără să vrei la data femei. Pe toate să le iei, fără să vrei. Te uiți după femei, super femei. Ce altceva mai vrei? Vrei să pui pauză? Mai ții minte cum se terminau alea de la Guns N' Roses? Ce? Am crezut că e o șmecherie de-a ta. Îți jur, am crezut că eu... Mamă, s-a tot. A fost blackout, s-a lăsat la palat. S-a dus tot, hă? Op! Bă, încerca să salvați astea, păi, mamă, dar e... Ma. Jocuri de lui. Închideți ceva că s-ar toate astea mâncați așa. Wow. Hai să facem cu, hai să le, uite, avem o cameră care merge. Da, mă, stai, stai, hai să punem, facem acum asta. Hai să facem, aduceți lumânări. Uite, am și asta. A rămas așa. Adu, avem chitară. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Așa, dar nu cred că se aude pe microfon. Pe ce spune? Eu am dat asta. Auzi? Eu am dat. Arată acum, dai și mie pentru mine. Hai, puneți lumânări. S-a luat că... Băi, e chiar mișto. Băi, s-a luat curentul. S-a luat curentul, vezi că băi ăștia de la Super Femei au zis să te că dau și eu drumul la asta. S-a luat curentul și sala palatului. Ești perfect. Și înregistrat, da? Da. Bună seara, domnul și domnilor. Iată că și în... Da, l-am, eu l-am avut tot timpul, dar nu știu că merge, ia vezi. Mai are baterie? Merge. Ia auzi. Asta e. Auzi, dar să nu punem așa că e dubios dacă ți așa da, e. Da, 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 chiar acum întrebările. Hai, doar o lumânare? Hai mă, puneți-mă și bă, restul de lumânări. Bă, niște, dă-mi lumânările. Aduceți-mă lumânările ca să fie... Lumânări. Să fie... Să auzi, fie, tu n-ai pian, nu? Tu n-ai, n-are cum. Să fie pe... Cum îi zice? Să pe fie pe romantic. Da, pe romantic. Pe romantic. Ce, pe ce, romantic, ia uite. Bine. Gata, mă, vreau ia. Să fac ceva... Oh! Păi nu se poate așa ceva. Ce păcat. Noi mergem cu lumânările. Auzi, tu pune-le așa că nu se știe, știi? Da, da, lasă-le aici. Că nu se știe. Ne pregăteam de... Deci, iată că extraordinar. Vine cu curentul, fai verde cu cimentul. Între timp se reglează toate... Alo? Da. Curenel. Da. Nu, 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 nu agrez, nu, nu. Lăsați curentul, da. B-
Bă, ce fun, bă, asta cu pianul. Bă, n-am învățat și eu să cânt la pian. M-a dus... Dar e foarte ușor să știi. M-au dus ai mei, și că eram foarte priceput când eram mic de tot, dar nu s-a legat, nu avea cine să mă ia, să mă ducă, să mă ia, să mă știu. Dar este un instrument superb, să mă, superb. La stânga pe mei! Bă, dar ce ne-a dat-o, bă? Ce ne-a dat-o, bă, pă... Se încarcă! Bă, dar ce a fost, bă, de... Bă, extraordinar, dar s-a terminat? S-a terminat așa? Am crezut că ai fost... Stai să... Bă, a fost blackout, mă! Dragul meu! Ia, spune. Cu ce piesă vrei să mai... Mamă, ce... Cu ce piesă? Nu, mă, ai terminat, ești la... Hei, fii atent, mă! Doamne și domnilor! Și acum dacă apeși pe un buton, mai... Nu cred așa ceva. N-ai, mă, păi ce clape să stea, mă? Da-le, mă, stai, mă, un pic. Au orchestra înăuntru, păi cântăreția, ăia s-au dus, ăla care face ăla s-a dus să fumeze acum. Perfect. Dragii mei, mergem la prima întrebare. Vezi cum nu e orchestră, e un simplu pian care e foarte bun, foarte bun. Îți place? E foarte bun, mie îmi place mai mult așa. Marius e din Târgoviște. Bravo. E dacă verișor vrei... de-a lui Vlad Țepeș. Super. Și dacă am văzut că stă mai ciudat pe scaun, da? Asta e bună. Prima întrebare? Da. Vacanța mare sau Divertis? Divertis. Elevii lui Dem Rădulescu se numeau? Mitici. Nu? Dem... Tu ai zis-o. Bibănei. Așa te vreau, tăticule. Bibănei, da. Bun, și acum vreau de bătălie. 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 Ia. Asta e, așa trebuie să vină roaba cu șampanie. Ce? Dan Badea. Te rog. Dănuț. Robert, da. Cristian. Da. Alia Staru. Precizează anul bătăliei de la Culugăreni. Vezi, aici se trebuie să aici se ia curentul ca să te salveze cineva. Da, da. Curent, na. 1000, bă, trebuie să știu, n-am. 1000, hai că știi. Nu, 1000, toată lumea știe. 1600. Nu, că atunci 400. Nu, 1000. Dacă nu e 600, 1500. Așa? 49, 48. Mai sus. 73. Mai sus. 87. Mai sus. 93. Mai sus. 1500. 1500? 1500. 96. 5. 1590, pe bune? Acum toți fanii istoriei care vreau să vină la spectacol și au retras biletele. Asta îmi pare rău. Pare rău, nu. Cine sunt Emi și Cuza? Glumesc. Prieteni. Da, foarte bune, am fost, le-am predat ștafeta. De ce? A fost foarte frumos. Le-am predat ștafeta, le-am dat niște sfaturi cu încălțămintea, cu una, cu alta, cu nu știu ce, și m-am dus să-mi fac treaba pe scenă. Unde a și început această tu poveste. Tu erai un fel de Al Bundy sau cum? Încălțămintea lui Al Bundy, erai cum pantoful tău care stă cel mai bine este cel sport. Să ții minte ce ai zis acum și vorbim. S-au încărcat durătorii, mă. S-au încărcat bateriile. Coasta de vest sau cea de est? Hip-hop, adică? Nu știu, tu zici. Nu știu exact, LA ce e, est sau vest? LA e mijloc. Hai, mă, cum LA e mijloc? Nu, el e LA, vest, San Francisco ce? San Francisco este vest. E în momentul ăsta... Mă, eu coastele așa și ăsta e în mijloc? Adică da. Așa. Aici, uite, ăsta e New York-ul, ăsta e San Francisco și uite aici este Nevada. Da. Cu... Spun sincer, nici est, nici vest, California. California! Oh, California! California! Ăla e! În spectacol, domnul Joi, o tampatea, 2, 3, California, Zarpare, o California, Zarpare, in the city. Bă, dar ești bună, băi frate, chiar de aici, ascultă-mă, tu ai un viitor. Nu-ți... Now let me welcome everybody to the Wild Wild West. Da, mă, da. O să mă, cine știe. Vacanța perfectă este în... Da. Hai să văd. Acum trebuie să mulțumim și pe Mădălina, dacă... Nu, cu familia, clar. Dar uite, ne-a plăcut foarte mult. Noi am fost în multe vacanțe. Este un scop al nostru. Vacanța perfectă este în trei. Nu contează unde. Eu cu mădă și cu copilul. Vreau cea mai tare strigătură.
Asta direct. E. Vacanța, oriunde, da. Oriunde ar fi. Ideal este, și tu frumos, știi foarte bravo. Bine, în ianuarie undeva cald. Absolut. Dar în trei. One, two, three, four, come on baby, say you love me. Așa. Mamă, ce ieși în capul tău, este somă dacă... Paraziții sau B.U.G. Mafia? Și, mi-e greu, dar... am fost fanul Uzi dintotdeauna. Uzi mi s-a părut așa foarte, ceva foarte special. Este micuț acolo și cu vocea aia, e ceva foarte, foarte extraordinar. Interesant că tu poți să faci voci. A, nu, cum, dar cântam, puneam muzică la club, culmea, eram eu. Bă, te toate le știi, mă? Da, mă. E România 2 ani, ce vrei? E, acolo e totul, știi? Acolo nu are și mușatele, mai vrei un vin? Mai vrei un vin? Nu, mersi. Drăguț. Gheața aia, mă. Nu, dar foarte bine. Nu, foarte bun, foarte bun. La ce sport ar fi fost campion Dan Badea dacă nu făcea stand-up? Iată-mă. Chiar nici nu o bagă în seamă. Răspunsul a fost mai mult decât evident. În copilărie, mă, sau când tu nu ți-am zis că am fost grăsuț? Băi, vreau, e viața ta, mă. Da. Eu nu mă bag, am intrat eu cu picioarele, cu bocanje. Eu nu mă intrat, băi, eu pun niște, mi s-au dat de sus. Da, adevărat, că suntem, ce, e birou e sus, nu? Da, așa. Pe el, gata. Ia zi, altceva. Poate se mai ia, curentul. Poate... Poate nu. A? Tu numai la nuntă ești, mă, băiatule. De când ai venit aici? De foarte bine ce are. Dar uite, ia uzi. Știi? Știi? Și? Stai, fii azi. Fata lui Popa Andrei, 5 bani, 10 bani, 25 de mâini. O știi? Nu știi pe asta? Fata lui Popa, dar nu știi. Ce fata asta, lui Popa, nu știi, mă, 5 bani, 25 de mâini. Ce asta, mă? Doamne, este cea mai șmeche. Este stand-up. Nebunul este stand-up în muzică de asta, lăutărească popular. Și... Fata lui Popa Andrei, 5 bani, 10 bani, 5 bani, 25 de bani. Dar nu știu dacă nimeni... Și că care-i poanta? Fata lui Popa Andrei, 5... Dă-o mai sus, ia. Dă-o mai sus. Iasă, ia uși. Fata lui Bogdan, mai ia, jos. Că mi-ai dat jos. Și o idee, poate intru pe asta la sala, poate. Fata lui Popa Andrei, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. S-a urcat cu scarante, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Și-a căzut cu nevenia, 5 bani, nu că e doar. Și-a căzut în poala mea, 5 bani, 10 bani, ce să-i faci, n-ai să-mi faci, și dai la vaci ca oi sărac. Bă, de ce se... Bă, trebuie să asculti piesa asta, este scenă. Bă, e comedie, jur că este cea mai comică piesă pe care am auzit-o din domeniu. Este e prima dată când o aud. 5 bani, 10 bani. Bă, este... Mi-a adus lumină în viață. Doamne, eu știu de la tatia, de la tata socru, face îngrătare acolo, băi, moțuică de Pitești, frumos. Bă, este o piesă, când am auzit-o prima oară, am rămas cum ești tu acum, era o... Ce asta, mă, nebunilor? 5 bani, 10 bani, 25 de bani. 15, 25 de bani. Fata lui Popa Andrei. Bă, 5 bani, 20. Știi cum e? În momentul în care... Deci e așa. E nu, lumea asta nu știe. Și vine asta. Și o să cântăm ceva special, special. În continuare, când ne invitam la dans. Fata lui Popa Andrei. Când a început aia, zici că le-au pus bombe pe scaun. Toată nuntă e sârbă direct. Râncă, dângă, dângă. Mamă, este extraordinar. Dar tu de unde știi? Tu nu, cum să nu știu? Tu ai auzit doar atât? El, nu e, mă, ele... Discutăm noi mai târziu. Trebuie să asculti piesa asta neapărat, să este ceva wow. Uite, mă, am reușit și eu să-l învăț, să-i arăt o piesă pe care nu o știa. E adevărat, nu e din aria ta, n-ai nu, este din patrulaterul meu. Dar și eu am aflat-o foarte târziu. Am aflat-o acum o lună sau ceva. Bă, m-a spart, deci eram... Așa, să trecem. Dacă avea un milion... 5 bani, 10... Dacă avea un milion de euro pe card... Așa. Și ar trebui neapărat să-i faci un singur cadou soției tale, care ar fi acela? Cardul. Hai, soacre! Băi, stau puțin! Bun, cardul tot, cu tot. Dar dacă avea un card, știi că îți dau niște bani, trebuie să-i consumi pe toți. Dacă avea un card... A, cu un milion? Și trebuie să-i cumperi cu acei bani, Mădăline, un cadou. Ce cadou ar fi acela? Shit, că dacă zici o casă în Los Angeles, ce e casa aia și după aia tot trebuie să muncești. Adică nu e ca și cum ceva, trebuie să... Și noi suntem foarte cumpătați, noi ar trebui să luăm ceva...
să și producă, nu mașină de un milion. O cutiuță muzicală cu o balerină care se întoarce, nu? Nu, nu, nu. Ar trebui ceva care produce bani. Un glob care își curge așa, nu? Uite, cu un milion mi-aș lua, de exemplu, o locație, un terasă, restaurant, ceva ce, în Spania. Să facem și ce ne place. Deci fii atent cum e bărbatul. Ce ai luat, te rog frumos, păi ce la Mădăline? Ce să iau? Eu mi-aș lua o terasă. Păi nu eu, mă, ceva. Băi frate. Pentru Mădălina un milion. De față, un milion. De față, acasă ți se pregătesc, da, pachetele, sau în cel mai rău caz ți se zvârlu pe geam toate hainele. Dar n-a asta fost bun răspunsul dacă îi dau cardul, nu e bun cadou, ăsta e cel mai bun. Uite, ia iubita mea. Nu. Femei, hai să spun eu, notează. Știu ce iau, zi. Că nu-și pierde niciodată valoarea. Un diamant, cel mai de un milion. Că ăla oricum îl poartă, dacă nu îl poartă oricum rămâne un milion. Un diamant? Da. Mai valoros ca tine? Aleluia! Materia preferată în liceu era? Mulțumesc! Nu, aveam, dar nu... spun, geografia, aveam o profesoară foarte drăguță, care în a 12-a mă punea să-i spun poezii și îmi dădea 10 și mă trimitea afară la basket. Că știa că eu dau la actorie. Deci, dar am învățat, de învățat învățam, dar... Te rog să-i transmis câteva ore, cum o chema? Nu mai știu exact. Aveam numele în versuri. Care se uită. Ultimul concert la Sala Palatului, la care ai fost? Tudor Gheorghe. Rapsodii de toamnă, cred, că am fost și la ala de primăvară și... Perfect! Atenție! Tâng. Ia! Ai eu? Da! Ai eu! Credeam că tu! Acolo unde-s nalți stejari... Da, vrei așa, bine... Și ca stejarii nalți îmi cresc... Flăcăi badea cu piepturile mari... Sau tari... Așa... Moartea în față o privesc... Tu știi versurile, bă... Refren. Acolo este țara mea. Mamă. Și neamul meu. Cel românesc. Nu că știu. Acolo eu să mor aș vrea. Acolo vreau. Eu să trăiesc. Bravo. Primăvară unde nu. Primăvară unde ne lași. Mai știu și dată, nu? Da, de ce? Au nebunit să-l câmii și cu primăvară. Nu știu. Hai, vezi, nu știu. Ai talent, să știi. Ai talent, foarte mult talent. Își dau seama cei care ne privesc. Dar întrebările nu te opresc. Te rog. Chiar dacă cei care ne privesc ne urmăresc și deloc nu se veștejesc. Mamă. Dă-i cu... Hai. Ai. 300 sau Animalix? Animalix. Delia sau Andra? Delia. Cea mai bună piesă românească anului 2000 a fost? Shit. Nu asta. Bună. Anul 2000? Nu. Pentru mine atunci cred că era Mafia, că altfel nu ziceau. În 2000 s-a întors Mafia. Am înțeles. Microfonul se îmbibă de talent, de HTBC și supradoză sentiment. Bă, dar de unde le știi? Bă, ai zis că ai uitat versul, păi, mă. Da, pe astea le știu. Pante, limonul, petrece... Știi cum ziceam noi în tineretul? Dacă îmi făceam o trupă pe vreme, era tineretului petrece niciodată, că la noi nu petrece, nu găseam. Și eram, mi-am imaginat că îmi făceam o trupă de premianți. Premianții ne-am fi numit, nu Mafia, nu ce, și eram acolo. Sunt aici cu băieții mei buni la mate. Îți fac o ecuație, te dau pe spate, frate. Tineretului petrece niciodată. Aia? Nu, nu-l mai chemam pe ăsta. Eu eram pe felia asta, cu cântece, cu astea, e și funny. Țara tuturor posibilităților. E America sau România? Țara oașului. Tu ai văzut ce au oamenii acolo? Că au case cu lift în țara oașului. Negrești oaș? Au numai lift. Negrești oaș, da. Păi da, iartă-mă. Am fost chemați cu mult timp în urmă, cu câțiva ani buni în urmă la o nuntă. Am cântat. Mm-hmm. Și după ce am plecat, am auzit că a fost năprasnic ce s-a întâmplat. Și eu în vorbe am spus-o. N-am participat. Și a avut și rimă. Așa. Adică? Fua!
A, cu de-astea. Dar mai ții minte când ne-am văzut noi. Deci, ții minte, măi, dragă Hurică? A doua zi a fost nunta aia de care ți-am zis. Dacă noi cu o zi înainte ne-am văzut la nuntă la Poiana Brașov. Așa. Unde când am deschis ușa, deci m-a chemat cineva, am zis, bine, hai că vin, vreau mulți bani. A zis, ok. Am zis, băi, nebun, când am intrat, a zice, hai în camera artiștilor. Era Neamărin cu toți dansatorii, Edi Stancu cu toți dansatorii, vreo două trupe de cabără sau așa, era maestru aici de cu față. Cu toți dansatorii. Cu toți dansatorii. Mai erau nu știu ce și am zis, eram și la Brașov și m-am uitat, zic, ce mă, Cerbul de Aur, unde am nimerit, mă, să unde am nimerit, mă, fratele meu? Doamne, deci când, exact, Golden Stag! Golden Stag! Madalina Ghenea sau Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio, mi se pare mai interesant. Pa, Mădălina, până acum de urmărit. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Îți place Friends? Foarte mult. Ești înnebunit după Friends? Da, mă uit în continuare la Friends. Bun. Cu mare drag. Întrebarea. Am și jucat în Friends. Să-i scuze-mă. Zi. Are niște prieteni și-a jucat m-am, cu niște m-am fost la, m-am fost la Warner Bros. Acolo și eu și Mădă. Și știi că din toți ăia ne-au ales pe noi doi și au făcut o filmare în care ei dădeau replici și noi am dat niște replici așa și ne-au montat și am jucat în Friends. Și am filmat. Așa, și la am filmat n-am pus la vechi, când am fost acolo la... Da, zi. Bun. Dacă nu vei răspunde la această întrebare, nu vei avea succes în dragoste. Oh, shit. Zi. Ți-am dus-o. Ia. Yeah. Numește cei 7 protagoniști. În ce sens? Personajele sau actorii? Nu, numele lor adevărate, te rog. Oh, unu. Shit. Da. Matt LeBlanc. Așa. Continuă cu M. Bă, dar nu știu. Ah! Las, ce vrei, mă, frate? Ah! Dacă erai cu adevărat fan, nu știi numele. Da, mă, știu, dar ce vrei? Asta-i fanul. Ăsta-i, nu sunt... Întreabă-mă pe mine cum îl chema pe ăla din, din Barry Pilevedului. Clark Gable, na. Da, mă, ce, da, și Vivian Lake. Ia zi tu, dar tu ți-ai făcut temele și știi acum. Bineînțeles. De ce fosta lui... Aniston. Jennifer Aniston. Liza Kudrow. Liza Kudrow, acum că zici Matthew Perry, care a avut mari probleme, era... Swimmer, ăla înalt. Așa. Și mai lângă una. Care încă? Monica. Și cea mai, după mine, cea mai sexy. Care, nu Dreyfus. Cea mai sexy era... Monica? Nu, ce, care Monica? Dar care, frate? Nu! Courtney Cox. Era cea mai sexy? Da, sigur că da. Care era cea mai sexy? Jennifer Aniston. Îți plăcea ție? Da, era mai... Spală-te, domnule, pe cap. Cum? Termină, domnule, de... Courtney Cox? Da, îmi plăcea mie foarte mult. Ok. Așa cu curățenie, cu toate alea ce... Mă rog, nu vorbesc. Nu zic de personaj. Îți plăcea ție ca... Da. Da. Ți-ți plăcea este... mai tiperi, așa că... Ok. Este unul dintre cele mai bine scrise și cel mai bun cast făcut vreodată. Părerea mea este ceva extraordinar. Seinfeld a fost altceva. Seinfeld a fost nu, atipic, dar pentru un sitcom este lecție. Erau gașcă în Seinfeld, aici erau 3-3, adică erau, da, da, nu, erau, nu, le-au luat în oglindă. Cea mai tare întrebare pe care cineva ți-a adresat-o la un podcast, dincolo de faptul că ai mâncat ceva, mai mănâncă și tu puțin peștișori. Mai mănânc, cum să... Mai ales că... Vreau? Da, cea mai tare întrebare. Pune în locul celor 3 băieți și 3 fete din Friends, fă castingul cu românii. Băieții. Hai că primim Fodor, țint asta la tine. Fodor Natanticu. Stai așa să mă gândesc la încă cineva. Fodor Natanticu. Aici e greu. Pe mine nu pot să mă pun. N-am băieți să joc. Am voie să joc? Sigur că da. Fodor Natanticu și eu. Perfect. Și acum la femei? Oh, și nu, aici, nu Mădălina. Nu pune pe Mădălina. Mădălina te așteaptă acasă. Da, trebuie să mă gândesc. Cele la... 3 fete din serialul românesc Friends sunt... Greu. Odagiu... Monica? Monica sau cea, nu știu care joacă mai... Da? Care e mai pe treaba asta, nu știu ce. Vezi că acum trebuie să schimbi, așa? E un blond primul? Al doilea. Blond. Pe brunet care să semene cu Monica, cu Monica. Nu! Dar ce? Nu trebuie să... Să nu semene, să aibă... Nu știu, cum o cheamă? Ilona? Că e pe fanii, da, și pe da, astea. Da. Și punem și decolteu. Ilona, pregătește-te un decolteu, n-ai avut niciodată. Și rochea aia frumoasă pe care mi-a arătat-o mie atunci. Așa? Și ultima fată din castul... Friends. The Friends. Romanian Friends. Adică prietene românește. Nu știu. Este... Nu știu.
Nu știu, trebuie să... Nu știu. Nu știu. Îți las loc liber? Lasă-mi loc liber și scriu pe adresa redacției. Sigur că da, foarte bine. Foarte bine. Horia Brenciu Academy, Pangratii 7 secunde. Omletă sau cereale cu lapte? Și. Bun. Fii mei mănâncă împreună, nu e problemă. Bravo. Micuțul sau bubonete? Și. Șerban, copot sau bendeac? În ce sens? În toate sensurile? Șerban, hopot. Șerban Copoț și Bendeac. Și ultima întrebare, show de 30 de minute în deschidere la Seinfeld, da, sau show-ul tău la Sala Palatului cu Costel în deschidere? Show la Seinfeld, că am mai făcut la Sala Palatului. Nenorocit! Nenorocit! Am mai făcut. Ține hora, nașule! Hey! Fata lui Popa Andrei, 5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani. Nu? Peștele se retrage din activitate. Okay, mai cade pe jos. Așa. Peștele se duce din activitate. Bă, dar ce și aici, bă, mi se pare normal. Ia. Ca totul va fi bine. Totul mâine în aer. Mâinile în aer se strigă cu mine. Tu știi că și acum zic mâinile în aer, cine nu le prinde, fraier? Da. Dar dacă n-ar fi existat aia, nu exista continuarea asta. Corect. Mamă, nu pot să... Bă, ești... Mamă, frate, bă, ce e asta, mă? Zici că suntem la Casata. Putem să luăm cu mâna, că... Da, dar la Casata e în Brașov, mă. Mm. Și acum cine vorbește? Doamne și domnilor, iertați-mă. Eu fac altceva. Fac așa. Și las puțin loc. Yeah, I know. Sunt pregătit de această situație. Eu tot timpul de unde veneam, mă opream la vatra Ardealului și luam covrigei cu chimen. Aia mă omorau. Covrigei cu chimen. Doamne, foarte scumpi. Mădărina. Deci, vreau covrigei cu chimen de la vatra Ardealului. Și salată de băf. Dacă ai de astea, soțul mai tău... Era, mai era. Și mai era supa gulaș de la Bela Muzica. Sau supa... În pâine! Aia. Da. Deci, draga mea, viața ta este foarte ușoară dacă respecti supa gulaș în pâine. Băf și covrigei cu chimen. Iată, ți-am adus aici bărbatul ca să-l știi mai bine, l-ai descoperit. Pentru că l-am descoperit și noi, odată în plus, pe talentatul Dan Badea, am pentru el un cadou. Mă întrebi. Nu. Eu îți spun. Dar cu vocea aia. Cuza? Domeniile Cuza. Doamne și domnilor, acesta este cadoul nostru, un roze pe care acasă, Mădălina, numai cu tine îl va sorbi. Aș dori să mulțumesc familiei și Academiei Horia Brenciu pentru această onoare și atât din cât nu intră muzica pentru mine. Mulțumesc producătorilor acestui podcast, mulțumesc tuturor celor care ne-au votat și vă mulțumesc că a fost o seară minunată. Ne vedem la petrecerea de după. Toate cele bune. Mulțumesc. Acesta nu este un simplu om. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști sau Dunărea să nece spumegând a tale oști. Opa. Ce? Domeniile. Săptămâna asta se întâmplă o chestie senzațională. Un cântăreț face stand-up. Pentru că după emisia asta să nu care cumva să crezi, băi, stand-up. E un cântăreț plin de umor. Vrei să zic ceva? Că am fost tot timpul invidios până Tanticu că l-ai chemat la tine la Sala Palatului și pe mine nu m-ai chemat niciodată să cântăm împreună. Vrei să zic? Și vrei să zic acum, de exemplu, că intră podcastul ăsta, când intră? Ia zi. Luni. Și ce lună e? Octombrie. Octombrie, luni. Dragă, uite ce... Eu am încredere. De azi înainte, cei doi neuroni mei, care până acum, azi dimineața erau liniștiți, acum fac tiribombe în creierul meu spunând ce putem să facem pentru un om artist adevărat, cu o voce adevărată, cum este Dan Badea, care are mai are Dănuț și Robert Nicolae. Cristian. Cristian. E ok.
Ai prea multe, îmi pare rău. Știu, niciunul m-ai trecut chiar și pe mine. Baftă la concert. Mulțumesc, la nici nu știu ce va fi. E ok. Spectacol. Fii atent aici. Și acum, pentru că voi stand-uperii aveți nevoie de un fuel, de un, de o benzină, de o gazolină, de o motorină. Dacă tu acum, la mijlocul spectacolului, după ce publicul e de râs, băi, stai să vă mai spun încă una. Și stai să vă mai spun încă una, deci, începe așa, și acum tu să continui. Băi, am fost la Brânci la podcast. Continua. Asta să văd continuată la Sala Palatului. Da, da, da. Bine, vrei să... Bine, băi, o fac. Băi, filmați, nu, vă puteți filma. Puteți filma. Am fost Am fost la urmă. Am fost la Brânciu la podcast și, bă, este extraordinar omul. Este, bă, e, uite așa în toate părțile, nu știu. Și, bă, mi-a făcut o poftă de când am rămas, bă, cu... Am rămas cu piesa lui, bă, în gând, bă, extraordinar. Am rămas... Deci nu... De când am plecat de acolo, nu mai... Feta! Azi când am chiuveta. Încheiem aici podcastul nostru. 5 bani, 10 bani, 25 bani. Ai auzit, Neatanticu? Am fost invidios, ăla micu. Am fost invidios, bă. Invidia ta să o să pălească, pentru că între timp, la finalul nostru acestui podcast, ești invitat să faci cu alături de mine cu versul în față această melodie. Vrei să cântăm? Da, asta n-am mai făcut deloc în podcastul ăsta. Deloc. Mai ales că n-am avut niciun pic de inițiativă. Baftă în viață, baftă să-i arăți copilului tău toată muzica rock și pop și metal și death și toate nebunile posibile. Până o să ajungă la școală și o să, și o să audă care-i trending-ul. Să o săruți pe buze pe soția ta. Promit. Din partea noastră. Promit, dar eu. Tu, așa, nu, așa. Tu ești mesagerul. Da, 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 da. Și data viitoare când ne vedem, și gândește-te la un singur lucru. Ce ar fi să colaborăm și la o piesă împreună? Vrei să facem de luni împreună? De luni. Gata, de luni mă duc la școală. Gata, vrei? În curând, în urechile voastre și pe telefoane, piesa de luni. Lăsați-o așa. Vă spun eu când. Într-o luni, va veni de luni. Hai. Mulțumesc frumos. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Dai vocea aia pe sun. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Nici multe de orice vi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Baby. Cerul albastru eu și tu. Eu vezi și că te-n dubtă și te-n mi-e de ajuns doar muzica. Mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Și acum ne mulțumim. Ne mulțumim foarte mult lui Marius, care a stat datul de noi. Care imediat se duce în stânga, în dreapta și apasă în mijlocul melodiei. Ne mulțumim tuturor celor care au lăsat lumină până la capăt. Vă mulțumim. Mulțumim pentru pana de curent care ne-a apropiat și mai mult. Da. Chiar eram cu lumânărele, ca să eram gata să facem întrebările pe care. Ia închide lumina. Ia închide lumina asta. Asta. Doamne și domnilor. Și cât durează. Ia. Poți? În cele ce urmează vom dimina puțin lumina ca să simțim valoarea acestor lumini. Ia uite. Yeah. Yeah. Și partea cealaltă. Așa, așa. Ia și tu două. Hai, trei.
3 cu 3, să asta. Nu fie 2, 3 cu 3. Să nu fie cu 3, că... Atenție! Hai să mai facem. Mie îmi place... Așa? Așa. Ia, ia fie. Intim, ia uite. Intim, intim, atenție! Intim și frumos. Hai. Mă pe mine? Ia. Te rog. Mie îmi place în orice zi, orice zi, care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ierți, și speranța că nu te vei schimba. Simple voi păstra ce era pastru eu și tu, tu și el. Mie de ajuns dar muzica, muzica. Mie de ajuns privirea ta, lucru simple voi păstra. Și pentru că ți-am promis că mă duc. Văd în autograful tău deschis. So nu fac să cred. S-o facem lată. Am făcut o lată mai calcă dată. I love you. I love you forever. I have to go. Ce? Am crezut că e șmecherie de-a ta. Îți jur, am crezut că eu. Mamă, s-a tot. A fost plecat, s-a lăsat la palat. S-a dus tot, a? Wow. Doamne, wow.